Lucian Penescu, Diamante în umbră. Capitolul 1. Normal, trebuia să urmeze zâmbetul, starea aceea de frenezie, de neastâmpări și mai ales de necunoaștere. Și erau pe cale să se producă la vestea plecării în stațiunea maritimă Orion, constelație de stele mai puțin divină, de blocuri, granit, nisip, apă și poate mult soare. Fiindcă noutate și ordin, mecanismul era deja în acțiune, iar capitanul de miliție Mircea Trotuș, nu știți cine este? Un ofițer deloc bălai, deloc tinerel, deloc... Are importanță? Poate da. Dacă cititorul va avea răbdare, va afla totul. Și despre capitanul Trotuș, și despre... Dar să trecem la altceva, fiindcă vremea destăinuirilor va sosi peste timp. Iar atunci, dragă Mircea, te echipezi ca pentru plajă și pleci la Orion. Cei de acolo te așteaptă. Era același ton familiar, aceeași apropiere, poruncă în vocea colonelului Lazar Nicolae. Știu-te totdeauna, șeful menținea distanța și respectul. Totul era executat cu multă dăruire și atașament. Continuă. Cazul este dificil, fiindcă și începutul este în afara unor canoane umblate. Ieri s-a primit o anonimă. Ia-o, citește, studiază, dar nu cred că o să afli mai mult decât încerc eu să-ți spun. Înțeleg, tovarășe colonel, în foarte multe cazuri anominale ne-au ajutat să elucidăm problemele la timp și chiar să preîntâmpinăm fapte ce puteau deveni pericole sociale. Deși, lasă impresia, nu uita că nu avem dreptul să trecem cu vederea nimic. Este obligația organelor de stat, a fiecăruia să verifice chiar și un caz de acest gen. Adevărat, tovarășe colonel, meseria. Ceea ce este deosebit în această anonimă este faptul că unele date sunt reale. Spun unele, fiindcă mă bazez numai pe cele verificate în câteva ore. Robert Miller, omul de afaceri de peste hotare, a venit în țara noastră cu soția, frumoasa Nina. Institutul de cercetări medicale din orașul A, aflat aproape de litoral, există... Doctorul Joe Nasta, cercetător, figurează între personalul permanent al acestuia. Mai mult chiar, acest eminent specialist este un mare colecționar de artă. Ce are știm precis, fiindcă piesele din colecția sa care reprezintă rarități le-a declarat la oficiul județean pentru ocrotirea patrimoniului cultural național. Astea le știm, dar nu cunoaștem înlănțuirea lor cauzală. Că acest Miller a venit special pentru a sustrage unele piese rare și valoroase din colecția respectivă. Că doctorul Joe Nasta este dispus și mai mult decis să le înstrăineze și că binevoitorul nostru rămâne anonim deocamdată. Suntem datori, deci, să luăm toate măsurile. Chiar dacă ținem seama că, în orice caz, piesele declarate nu au cum să fie înstrăinate legal. Înțeleg, tovarășe colonel. Mă surprinde însă de ce nu a avut curajul să-i scălească în fond să ne informeze direct. Măi, Mircelică, hai să judecăm și altfel. Poate în felul lui este un om cinstit, care pentru prima dată ni se adresează nouă. A mirosit ceva, nu este în regulă. A aflat, poate întâmplător, și își dă seama de grozevia acestui fapt și ne anunță. Nu are curajul să vină la noi. Poate are și îndoiele asupra finalității. Poate tocmai acest lucru l-a făcut să aibă rezerve. Deci, într-un fel, pare scuzabil. Într-un fel, afară de cazul, tovarășe colonel, când caută să ne pună intenționat pe o pistă falsă, să ne arunce o momelă, tocmai pentru a ne face să suspectăm oameni nevinovați, sau, cine știe, să-i facem acestui anonim jocul. Da, capitane, aici e aici, și mi se pare că acest lucru nu trebuie neglijat. Așa că sarcina noastră, de data aceasta, pare tot la fel de dificilă. M-am gândit și la o farsă, dar cred de la început că această ipoteză o putem părăsi, cel puțin pentru moment. Poate fi tot așa de bine un dușman al doctorului Nasta.
Un invidios care socoate că noi, fără nicio verificare, fără nicio dovadă, îl vom înlătura definitiv sau, mai știi, prin cercetări și săcâieli, îl vom compromite în fața colectivului, îl vom depărta de esența preocupărilor sale. Poate să fie ceva, deși nu cred că la nivelul lor intelectual mai este în stare cineva să creadă că în acest fel îl poate compromite. De aceea cred, la fel ca și dumneavoastră, că pentru moment putem înlătura totuși ideea unei farse, fără a o exclude total. Pare că sunteți lămuriți asupra ceea ce avem de făcut. Ai mână liberă. Gândește bine, documentează-te repede și să vedem rezolvarea. Este cazul să nu mai iei din centrală pe cineva. Am impresia foarte bună despre băieții de la miliția din C. De acord? De acord, tovarășe colonel. Zilnic o să vă trimit vederi, o să devin cel mai turist, cel mai îndrăgostit de soare, de cură, ce mai voi deveni locuitorul Orionului. La această dată, majoritatea turiștilor sunt străini. Miller stă într-o vilă separată. Multă atenție! Îți dai seama că un pas greșit ne va costa și în relațiile noastre și în viața celor implicați. Da, tovarășe colonel, înțeles. Capitolul 2. Căldură. Și ce căldură! Micul Fiat înghițea distanțele. Circulația intensă anima atenția capitanului Mircea Trotuș. Deși căldura devenise apăsătoare și intrarea în stațiunea maritimă îi apăru un simbol de performanță. Și ce a urmat nu trebuie să vă rețină prea mult. Prezentarea în stațiunea Orion la hotelul Romanța. Ocuparea camerei 210 de la etajul 2. Cu vederea, așa cum desigur cititorul a intuit, spre vila ocupată de Robert Miller și soția sa Nina. Un duș, un ras, o bluză și pantalon de plajă, apoi, mai puțin turist, capitanul părăsi camera hotelului și, cu pași leneși, ciocăni discret la numărul 200. Legitimându-se, convorbirea se înfiripă normal. Sunt locotenentul Petre Lungu. Vă așteptăm, tovarășe capitan, la ordinele dumneavoastră. Era drăguț locotenentul, un tip care putea fi luat și doctor și economist, dar și șofer de tir, mai puțin însă polițist. Asta, pentru început, era bine. Cu siguranță că nu părăsise de mult timp amfiteatrul facultății. Poate nu devenise nici tată. Mai știi? Poate soț? Ei, Petrică, acum să trecem puțin la fapte. Tacticos, încet, poate prea încet, capitanul Trotuș prezentă situația fără a admite întreruperi, ca brusc să schimbe subiectul. Acum servește un chent, să ne răcorim. De acord? Dacă vă servesc cu un pol mol, nu ar fi mai bine? Eu fumez Nagov, dar acum vreau să intru în pielea unui personaj pricep. Nu te gândi la bătrâna doamnă Agatha Christie, nici la alte povestiri. Îmi imaginez un personaj care să devină schimbător, ușuratic, dar știi tu ce înseamnă să nu rezolvăm totul rapid? Ne va prăji căldura asta mai tare ca sarsailă. Dacă avem zile să ieșim din iadul ăsta, atunci fii convins că ne mănâncă. Au fost cazuri în activitatea dumneavoastră mai puțin izbutite? Într-un fel, da. Nu întotdeauna am fost mulțumit de mine, dar în seara asta aștept să te întorci cu raportul privind obiceiurile domnului nostru. Surâzând amândoi, seriozitatea reveni mai repede, poate decât se cerea. Sunt convins că unele lucruri se vor găsi, măcar un capăt. Trebuie să sperăm, să ne ajute soarta ca în seara asta să plece la un bar sau altceva. Dar, hai, iute la treabă, ne vedem la masă la orele 8. Îmi raportez totul verbal. Reții? Chiar par stagiar? Nu știu, să vedem. Ei, succes! Capitolul 3. A trebuit ca Trotuș să-și aducă aminte la numai câteva ceasuri că socoteala de acasă, de data asta, cel care a intervenit a fost telefonul. Două apeluri și pauză, pauză definitivă. Știa că trebuie să ia legătura cu centrul. Undeva era neliniștit. Așa de repede să apară o schimbare
Și totuși trebuia să relateze câte ceva, fiindcă altfel, în orășelul A, ni s-a anunțat o sinucidere. E bine să vezi la fața locului totul, fiindcă vila respectivă este proprietatea Institutului de Cercetări Medicale. Dacă se ivesc complicații, mă vei anunța. Era suficient ce aflase pentru a porni la treabă, dar ne aflam în zilele înăbușitoare de iulie, într-o căldură insuportabilă. Micul Fiat a pornit la comandă, rula modest spre orașul A, o mică localitate balneară nu departe de capitala județului, cu vile elegante și interioare luxoase. Aducerile aminte îl predispuneau la visare. A fost de câteva ori cu treburi acolo. Orașul era făcut din multe străzi, care la prima vedere păreau întortocheate, dar care respectau și adăugau planului inițial conceput ca un labirint. Fiecare stradă avea case ce nu semănau una cu alta, într-un fel mimat de arhitectură și modern. În tot timpul anului se perindau pe aici zeci de mii de oameni obosiți sau bolnavi care, de cum se instalau, căpătau aerul unor vilegiaturiști bronzați și liniștiți, împăcați cu un program mai lejer, să meargă de trei ori pe zi la masă și să-și aducă aminte seara de afișul teatrelor. Când a povestit după prima vizită impresiile, colegii au ripostat: vezi-ți de treabă, acolo poți înnebuni de plictiseală. Și iată că acum se apropia din nou de A. Cazul de cercetat se afla într-o clădire aparținând Institutului de Cercetări Medicale. În fața lui fusese deja postat un milițian, așezat pe o piatră kilometrică. S-a legitimat și plutonierul s-a sculat grijuliu. A salutat Molatec, mestecând câteva vorbe, probabil în semn de raport. Procuratura a încercat să întrebe. Da, sus. Vă așteaptă. A urcat câteva trepte și a intrat în sufrageria largă cu podea de cameră de cărămidă roșie, cu o masă enormă de stejar în stil țărănesc și cu 12 scaune cu spătar înalt. O scară interioară cu trepte tot din cărămidă lăcuită ducea la odăile de sus. Casa, cu ani în urmă somptoasă, aparținuse cine știe cărui bogătaș. Echipa era completă. I-a salutat, s-a apropiat de primul civil, cu siguranță procurorul, bănuind după figurile schimbate că este așteptat. În odaia simplă și modernă, cu fereastră enormă, acoperită cu perdea făcută parcă dintr-o rețea de cristale de gheață, nu era decât un pat îngust, o măsuță cu oglindă pentru fardat și două fotolii. Pe covorul plușat cu ghirlande de flori roșii și albastre, era întins trupul unei femei, parcă într-o scenă de teatru, așezată decent, cu grijă aproape. Rochia de casă îi acoperea genunchii, iar părul îi cădea pieptănat până pe umeri. Probabil sinucidere, dracu știe. Și femeia e destul de tânără. Era de mirare că nu prezenta răvășala specifică ce lasă să se bănuiască chinurile celui care s-a otrăvit sau a fost otrăvit. În odaie domnea ordinea. Patul arăta ca și cum cineva care dormise liniștit abia s-a ridicat din el. Obiecte de toaletă, flacoane, sticluțe în fața oglinzii. Pe un fotoliu, o carte deschisă la prima pagină. Într-un cuvânt, o cameră cu un miros greoi, o dormeză, un covor plușat, noptiera, un dulap, masă, două scaune, un aparat de radio, paharul de pe noptiere și o sticlă de coniac franțuzesc, parcă atunci începută. Și la comandă început totul. Fotograful se agita și se așeza în cele mai bizare poziții ca să îi iasă unghiuri clare și fotografii concludente. Întotdeauna credea că numai imaginile lui alb-negru vor aduce dezlegarea. Cercetarea mergea relativ repede, într-o mecanică cu care era obișnuit, și rămas doar cu procurorul, camera părea prea mare, începu să mediteze, așa cum se întâmplă ori de câte ori era în fața unui caz ca acesta. Oare așa arată un final de viață? Asemenea gânduri nu erau cu nimic folositoare. Îți este frică? A întrebat procurorul prevenitor. Și fără a aștepta răspunsul a continuat. Meseria. Asta e în orice anotimp, zi sau noapte, sărbătoare, vară, concediu, la fel.
Vezi, nu are mai mult de 20 de ani și era frumoasă. Se referea la femeia întinsă pe jos. Capitanul deschise poșeta de piele de pe noptieră. Înăuntru un buletin de identitate. Maria Spirescu, 29 de ani, București, strada Popa Sanda, 13 bis, grupa de sânge 01. Căsătorită? Profesia? Ce păcat că noile acte nu menționează și restul, interveni procurorul Dornic, ca într-un asemenea moment totul să vină în ajutorul rezolvării cazului. Anunțat încă de la început, locotenentul Petre Lungu își făcu și el apariția. A fost luat în primire imediat de capitanul Trotuș. Paharul, sticla de coniac și la analiză, să mi se aducă repede rezultatul. Apoi, adresându-se unui locotenent major care efectua inventarierea pregătit să finalizeze. Ilustrata inventariat-o și îi arătă pe masă o vedere timbrată cu numele victimei în dreptul expeditorului, cu un singur cuvânt, salutări. Pune în mapă, pare a fi importantă. Continuându-i ideea, procurorul interveni. N-a apucat să o expedieze, probabil are pe cineva acasă. Nu chiar atât de apropiat, altfel îi scria mai sentimental. Capitanul și-a amintit de colecția sa filatelică. Pe vedere, un parc din capitală, era lipită o marcă din seria de artă a anului 1972, cu valoarea de 2 lei și 75 de bani. De ce a francat cu valoare mare? Oare nu știa că se taxează numai cu 0,40 de bani? Apucă-o cu batista, astupă-o bine. Locotenentul Lungu dădea sfaturi unui civil în echipă, apărut ca din pământ. Lucrul părea încheiat. Pe coridor, o bătrânică, trecută de vârsta pensiei, se tânguia. Maică, și ce tânără, adevărată doamnă! Înainte de răspuns sau compătimire, locotenentul interveni. Mătușă, coboară în sufragerie. Apoi către un ofițer din echipă. Ai strâns pe toți locatarii jos în sufragerie? Cei prezenți? Capitanul a coborât primul și pe verandă plutonierul ce stătea de pază supraveghea. Sunt locatari mulți? În afară de bătrâna îngrijitoare, locuiesc paznicul, administratorul stațiunii și un alt pasager. Uite-i pe toți. Se întrerupse. Locotenentul îi făcu semn. Enumerarea oamenilor se confirmă. Lungu a continuat. Am pregătit pentru anchetă camera verandă. Este cea mai izolată. De acord, să începem. Și primului intrus îi se lansă întrebarea. Tovarășe administrator, deși mă adresez ca martor al evenimentului, vreau să știu calitatea dumneavoastră oficială. Da, înțeleg. În vilă locuiesc eu, Mincu Teodor, fiindcă neavând familia aici, da, și mai cine? Bătrâna Popa Valentina, îngrijitoare de vile. Mocanu Cornel, paznic al grupului de vile din complexul de jos, într-o cămăruță la sol. Și acum mai este un singur vizitator, cum îi spune? Da, Grigore Paul, venit la stațiune la 25 iunie 1973, odată cu ea, moarta, dar nu erau împreună. Și ce a urmat se încadra în planul cercetărilor, intervenția echipei operative. Obiectele suspecte luate, corpul sinucigașei trimis la morgă. Obișnuita anchetă înceată, obositoare, care nu părea să ducă la nimic. Mătușa Valentina, sfioasă acum parcă aplecată de greutatea anilor și de durere, urmă. Părea sincer impresionată, mai puțin dornică de a-și da importanță. Cam fiecare dimineață, la orele 6, mă scol, deretic pe culoar și aștept ieșirea locatarilor, mai ales a doamnei moartei, că de acolo începem. Știți, de 10 zile a venit, în fiecare dimineață era la aceeași oră cu mine în picioare. Chiar mă și miram, odihnă, program sau... Azi văd că din cameră nu vine nimeni și nici zgomot, nici un fel de zgomot, știți? Eu nu prea aud bine, dar cu ajutorul aparatului înregistrez totul ca o mașină. Trece o oră, nimic. Atunci bat la ușă, după care dau să intru. Doamne ferește, m-am speriat. Am anunțat imediat pe toată lumea. Am telefonat la miliție.
De unde știai că e moartă? Păcatele mele, dacă nu mai mișca și era rece. Femeia în jurul la 60 de ani, îmbrăcată cu un halat albastru închis, curat și bine călcat, părea simplă și cinstită, puțin speriată. Avea un obraz alb și puțin rumen, cum au femeile în vârstă trăite mulți ani în aerul curat de la țară. Ochi mici, voce voalată, totul părea să fie foarte firesc. Da, de când sunteți la vilă? De 3 ani, de la pensionare. Am fost îngrijitoare la spital. Sunt singură, uncheașul a murit de mult. M-a angajat domnul administrator Mincu. Trăiască-l Dumnezeu. Vă referiți la Institutul de Cercetări Medicale? Da. Următorul a fost paznicul. Mă numesc Mocanu Cornel. Am 50 de ani și sunt în serviciu aici de 3 ani. Am fost acar, dar un accident m-a forțat să plec. Ieri am fost liber și m-am dus la ce? La un proces. Azi am venit la ora 9, puțin înainte de dumneavoastră, și am auzit întâmplarea. Paznicul avea trăsături dure, cu linii accentuate. 2 cute porneau din ambele părți ale nasului și coborau până în colțurile buzelor. Părul rar și de un castaniu șters, puțin ca înlipit de țeastă, ca și cum și-ar fi păstrat mai tot timpul cascheta de ceferist pe cap. Vorbea neîntrerupt, să termine mai repede și să nu se amestece într-o astfel de treabă. El are grijile lui, are nevastă și copii, oricum n-are cum să facă bine unui om deja mort. Ai cunoscut-o pe victimă? Da, chiar ieri când m-am dus la ce, m-a rugat să-i pun o scrisoare la poștă. Zicea că să ajungă mai repede. Recomandată? Nu, adică nu mi-a spus, am pus-o la cutie. Ce adresă? Nu am citit. La care cutie poștală? În fața atelierului de reparat radio. Mă rugase bătrâna să-i aduc aparatul de urechi de la reparat, că știți, nu aude. Și de-abia azi l-am adus, la 9, fiindcă, ferească Dumnezeu, tai lemne și nimic. Administratorul intră, mândru plin de el, căutând forțat a lua o mină solemnă. Ce știți despre... Astă seară, să vedeți, am întârziat la localul 3 Brotăcei. Select, am venit la 6:15 dimineața. De unde știți exact ora? Vedeți, domnul inginer, locatarul nostru, era în grădină. Mi-a spus, iată, uite ce de vreme. M-am uitat la ceas, știți, nu eram chiar beat. Atunci ați aflat despre... Nu, mai târziu, m-au sculat din somn ceilalți. Cine? Domnul inginer. Dumneavoastră ați așezat femeia de serviciu, ați angajat femeia de serviciu acum 3 ani? Petrușa Valentina? Da. Vai de mine, atunci de-abia am venit. Unde ați lucrat? Am fost felger în armată și m-au eliberat în funcție odată cu reducerile. Băutura aduceți în vilă? Eu? Deloc, e interzis. Dar să nu uit, ieri m-a rugat domnul inginer să-i cumpăr o sticlă de coniac franțuzesc pentru doamna. Adică moarta, știți? Spunea că îi face surpriză, dar am uitat să... Deci, domnul inginer Paul Grigore, dumneavoastră declarați, intrase la rând ultimul intervievat, că nu erați sculat la orele 6:15, ci la 8, și atunci ați discutat cu tovarășul administrator. Desigur, ținută îngrijită, gesturi scurte, măsurate, trădau un intelectual stăpân pe sine. Poate ajutat și de experiența căpătată în cei 45 de ani de viață. Necăsătorit, ține la tot ce era legat de prezentarea în societate, mai ales că Institutul de Cercetări pentru Aparatură Medicală din București, unde lucra, impunea cu siguranță aceasta. Se pare că ieri ați rugat pe administrator să vă aducă o sticlă de coniac franțuzesc, adevărat? Imposibil, coniac nu beau niciodată, nu mi-amintesc. Era în legătură cu victima. Voia să-i faceți o surpriză? Nu, e imposibil. Domnule inginer, suntem obligați să vă atragem atenția că declararea adevărului în fața organelor anchetatoare este o datorie a fiecărui cetățean. Anchetatoare? Nu. Credeți că situația de față vă avantajează? Nici pe dumneavoastră, domnule. Era inutil, Lungu părea enervat, dar se stăpâni. Capitanul i-a făcut semn să termine. În doi dialogul se înfiripă. Toți au mințit. Bătrâna a ascultat la ora 6 la ușă.
dar neavând aparat nu putea auzi, că a fost angajată de administrator acum 3 ani și aceasta nu recunoaște. Că inginerul l-a întrebat la ora 6:15, iar acesta susține ora 8, că nu l-a trimis să cumpere o sticlă de coniac, că paznicul este angajat tot acum 3 ani, că și femeia de serviciu și administratorul și inginerul lucrează sau au lucrat în domeniul sănătății, că... Un ciocănit în ușă și raportul operativ se derulă. În sticla de coniac nu se află o travă, numai în păhăruț s-a găsit coniac și o concentrație puternică de paration, tiofosfat de dietil nitrofenil, care a produs fulgerător moartea. Nu s-a găsit sticla cu toxic, iar autopsia nu a arătat perfect simptomele ce apar în regulă în asemenea otrăvuri. Micșorarea pupilei, transpirație, convulsii și altele. Din sticlă s-a consumat circa 60 de grame, adică 2-3 paharele. Moartea s-a produs la orele 5:30 dimineața. Clar, domnule anchetator, coniacul franțuzesc destupat. Victima moare nu din coniac, ci otrăvită. Nu miroase bine. Ce zici? Capitanul s-a întors spre Lungu. Clar, domnule locotenent, omor sau sinucidere? Asta ai vrut să întreb? Exact, tovarășe capitan. Tare cred că este omor. Și mai este ceva. Are legătură sau nu cu cazul nostru? Sigur are și deci trebuie să mergem până la capăt. Capitolul 4. Operativa nu avea nimic solemn. În biroul simplu, cu masă lungă și multe scaune, era rumoare. Ajutoarele repartizate capitanului Mircea Trotuș au făcut cunoștință cu datele înregistrate până acum și cu sarcinile de îndeplinit. Așteptăm rezultatele biografiilor amănunțite ale tuturor celor care, într-un fel sau altul, au luat parte la, deocamdată, presupusa crimă. Importante vor fi datele legate de victimă. Capitanul Trotuș continuă. Supravegherea locuinței din București cine o face? Cu consimțământul direcției, cazul va fi cercetat de noi. Și, bineînțeles, nu a fost uitat acest lucru, drept pentru care un lucrător a fost pus să vadă tot ce se întâmplă în strada Popa Sanda, 13 bis, din București. Știm că victima nu era căsătorită și locuia singură într-o vilă înconjurată de o grădină frumoasă. Să așteptăm... Ce surpriză ne rezervă viitorul, deși mă îndoiesc de pe acum că mai au ce căuta acolo criminalul sau criminalii. Dar dacă este o femeie, nu exclus. De altfel, până la elucidare, să nu localizăm în niciun fel pe cel sau pe cei care îi căutăm. De acord? Lungu, rămas singur cu capitanul, s-a mărginit să clatine din cap. Poate în semn de aprobare ca să fie uimit imediat de noul plan al ofițerului. Eu am treburi urgente, trebuie să părăsesc câteva zile localitatea. Știu că ai primit o învoire să-ți aranjezi niște treburi personale în capitală. Ai ceva împotrivă dacă mă vei ajuta să aflu cum a decurs înmormântarea? Orice detalii în această ciudată afacere să nu le neglijăm. Șeful a și cerut ca în cel mai scurt timp să elucidăm cazul și să-i prindem pe criminali. Lui se pare simplu și nu vrea să pierdem. Ei, ce zici? S-a făcut, l-a asigurat Lungu. Ceremonia are loc în această după-amiază la crematoriul central din București. Poate prinzi la timp trenul. Nu e nevoie, voi merge cu mașina. Atunci ne despărțim. Berea o ciocnim altă dată. Drumul spre capitală a durat aproape 5 ore. În metropolă, circulația fiind aglomerată datorită și sezonului de vară, era prima dată când Lungu intra în crematoriul Cenușa. Student fiind, trecea des pe la poalele dealului spre șoseaua Viilor, unde avea cunoscuți, dar niciodată curiozitatea nu l-a împins într-acolo. Clădirea rece și misterioasă, așezată sus pe deal, îi dau un sentiment de teamă, în ciuda faptului că vara era înconjurată de pomi uriași și că avea o arhitectură impunătoare. Prea multă frumusețe, prea surâzătoare imagine, prea echilibrată ca să nu ascundă ceva terifiant. De câte ori a trecut pe acolo, se gândea instinctiv la altceva, parcă străduindu-se să uite pe unde trece.
Ceremonia, de altfel scurtă, îi lăsă un gust amar, parcă asistase la pierderea unui prieten, mai ales că de față nu se aflau decât două femei, relativ tinere, probabil colege de serviciu ale victimei, și un bărbat înalt cu ochelari, bine legat între două vârste. Nu știa ce l-a făcut să-l privească atent, poate siguranța personajului, poate acea robustețe de actor american din filmele sportive, poate, în orice caz, un tip care nu putea fi uitat prea repede. A înregistrat totul, cât mai discret, și toate personajele erau acum imortalizate. Pentru orice eventualitate, în arhiva memoriei lui, să nu pară un spectator al acestui caz, s-a simțit obligat să stea și la o altă ceremonie, de data asta cu o asistență numeroasă, timp în care căldura devenise insuportabilă în automobil. Se pregătea să demareze de la parcare, când un splendid Ford negru decapotabil, cu siguranță un ultim tip și poate o comandă specială, se opri lângă locotenent. Și curios lucru, ce l-a impresionat cel mai mult era femeia de la volan. O frumusețe blondă, tânără, cu un aer de stea de cinema. O privea cât mai neinteresat cu putință, căutând cu insistență să-și amintească unde o mai văzuse, deși nu era sigur. Numărul mașinii indica o provincie din Franța, totuși a cunoscut-o undeva. Femeia a intrat repede în clădire, cu pas legănat puțin șovăielnic. Practic, în loc să plece, Lungo a așteptat urmarea. N-a durat decât 5-6 minute. Femeia a ieșit, s-a urcat grăbită la volan și a plecat. Lungo a intenționat în prima clipă să o urmărească, dar instinctul cerea contrariul. A părăsit mașina și, apropiindu-se de portar, a încercat. Doamna aceea blondă de adineauri și-a întins mâna spre buzunar căutând legitimația. Desigur că gestul a fost inutil, fiindcă informația a și fost lansată. Nu o cunosc, m-a întrebat când are loc arderea femeii Spirescu. Știți, a fost acum o oră, n-a mai zis nimic și a plecat. A vorbit românește, portarul a privit surprins. Desigur. Altceva, vreun alt gest n-a observat? Nu, poate numai figura ei prea veselă. Noi aici suntem obișnuiți altfel. Mulțumesc, nu mai era cazul să-i arăte legitimația. Lungo a pornit mașina, convins că și-a ales o meserie destul de aforisită în comparație chiar cu munca redactorului de ziar. Omul veșnic în alertă, care după ultimele statistici ar trăi cel mai puțin. Dar nu a încetat să se frământe cine era femeia și cum de i-a scăpat fără să o fotografieze. Singur căuta scuza. Aglomerația serii îl enerva acum. Era cuprins de neastâmpări, de foame. Trebuia să facă ceva. A pornit spre Emil, un mic bar de zi numit așa după numele responsabilului. Se simțea aici ca acasă. Nu l-a găsat ospătarii cu băuturi alcoolice îndoielnice. Era un cunoscut de-al casei. De data aceasta întârzia mai mult ca de obicei. Îl amuza o pereche de la masa din față, o blondă asemănătoare celei întâlnite azi. Până la urmă a scos portvizitul, a plătit și în același timp fotografia victimei, luată de la miliție, a căzut pe masă. Și atunci ceva l-a făcut să tresară. Femeia din Fordul decapotabil de la crematoriu semăna perfect cu victima. Era imposibil, dar, coincidență, imposibil. A întrebat special de Maria Spirescu, soră, atunci de ce mașina avea număr străin. Poate soră, fiindcă a conversat în românește. În orice caz, prima enigmă. Lungu a luat carnețelul, a notat și l-a așezat împreună cu aparatul său de fotografiat, un flexaret în buzunarul din spate, lescaunului din mașină. A privit ceasul. Era aproape de miezul nopții. Dacă voia să prindă o noapte de odihnă, trebuia să se grăbească. Dar ceva nu îl lăsa în pace. Poate cina prea consistentă, deși era convins că alta era cauza. Și totuși a condus mașina prudent, leneș, spre casa victimei. A oprit la o depărtare de 100-150 de metri, ținând seama de numerele de la casă, iar restul drumului l-a făcut pe jos. Convins că nu numai acum, dar chiar și ziua, strada, trebuia să fie liniștită,
deși bine luminată, părea mai degrabă o alee de parc laterală, tăcută, impresie lăsată și de arborii mari de pe margine. Nu a întâlnit niciun trecător. În fața casei, pe celălalt trotuar, a încetinit. În vilă, printre obloanele lăsate, juca o rază de lumină. Cineva era convins umbla cu lanterna prin casă, ferindu-se să fie văzut din afară. Fără grabă, lungul a traversat. A ocolit curtea, pășind într-o alee scurtă, bine pietruită, și a continuat observația. Brusc, lumina din interior s-a stins pentru o clipă, dar imediat a reapărut. Curtea a rămas cufundată în umbră, iar strada îi părea acum foarte bine luminată. Nu se gândea decât să afle cine locuia în interior la acea oră. Cine umblă cu atâtea precauții? Niciun zgomot nu răzbătea din interior. Lungu regretă că nu luase lanterna din mașină. Nu voia însă să se întoarcă. Trebuia să-l anunțe cât mai repede pe capitanul Trotuș. Înainta cu prudență, ferindu-se să facă cel mai mic zgomot. Ajunsese tocmai la concluzia că necunoscutul era o femeie. Oare femeia cu automobilul Ford? Poate că acum era momentul când putea să pună mâna pe toată afacerea asta blestemată. Dar așa cum se întâmplă uneori în viață, de această dată trebuia amânat, fiindcă nu avea un ordin al procuraturii. Învoirea expira, iar necunoscutul putea etala totul pe o carte. Capitolul 5. Hotel Pax, cu peste 1000 de locuri, destinat mai ales turiștilor străini, se afla pe malul mării. 12 etaje, totul în beton și sticlă, jos în parter un bar enorm și răcoros, cu geamuri de jur împrejur ca un acvariu. Pereții din pietre de râu îngropate etalau o colecție întreagă de tingiri strălucitoare de aramă. Chelneri cu veste galbene și papioane negre se învârteau cu dexteritate printre mese. Căldura excesivă din acea zi era pricina aglomerației la barul hotelului. Plaja tot atât de plină, te întrebai, de unde atâta lume? Dar treaba noastră este să urmărim firul evenimentelor, nu să facem o cronică estivală. Un bărbat destul de tânăr, bronzat, brunet, cu ochelari albaștri, părea că are o singură preocupare. Să admire un pahar de citro, din care rareori sorbea câte o picătură. Lenevea de mai bine de 2 ore, convins că răbdarea ospătarilor a ajuns la margini. Totul ar fi părut extrem de normal dacă, la intrarea unei femei elegante, fizionomia bărbatului nu s-ar fi schimbat brusc. Frumoasa blondă pare că era așteptată, înaltă și suplă, purta un taior de un galben palid, în mână pălăria dintr-un pai strălucitor. La gât îi atârna lejer o eșarfă de un roșu și de fiu. S-a apropiat de masa unde un bărbat se și ridicase în picioare, invitând-o pe singurul scaun liber, alături de o altă pereche de tineri, după înălțime și părul blond, ca și cânepa, probabil suedezi. De 3 zile te aștept. Nu mai pot suporta. Trebuie să rezolvăm cât mai repede totul. Ai primit corespondența? Nu, și nici nu cred că o vom mai primi. Cum? Marie e moartă. Ieri a fost dusă la crematoriu. Totul s-a terminat. E imposibil, s-a crispat bărbatul, adâncindu-i-se dintr-o dată cutele frunții. Nu poate fi așa, nu te cred. Te rog să-ți păstrezi calmul, altfel, doctore, s-ar putea să ai aceeași soartă, spuse ea cu o bruscă duritate. Cum, Nina, e adevărat? Pentru azi ajunge, vei primi în curând știri de la mine, iar până atunci, delectează-te la mare. Bani ai, așa că nu-ți pierde firea, se domolia, văzându-l atât de speriat. Fără să-și ia rămas bun, Nina plecă imediat cu graba unei femei care știe să-și poarte printre bărbați trupul frumos. În furnicarul de lume din bar, incidentul trecu neobservat. Un singur om fusese numai ochi, locotenentul major Dan Micu. Îl reperase greu pe bărbat. Ce are să facă? Alesese pentru urmărire femeia, convins că bărbatul, odată ajuns la destinație, nu o să aibă altceva mai bun de făcut decât să aștepte instrucțiunile. Va să zică o mică rețea. Începutul a fost simplu.
Femeia a cerut o cameră, a plătit în valută și a urcat la etajul al doilea. Locotenentul major, în numai câteva minute, află numele ei. În pașaport scria Nina Miller. Planul se închegă repede. Legătura cu capitanul Mircea Trotuș și o echipă de la miliția din C stăteau la dispoziția sa pentru a-l urmări pe individul din bar. De rest se va ocupa singur, adică de Nina, frumoasă femeie. Dacă este slab de înger, cine știe? Dan Micu, inițiat în tainele noii misiuni, avea acel ciudat sentiment ce vine întotdeauna când omul se simte în siguranță. Acel sentiment că victoria se apropie, că dezlegarea nu va întârzia prea mult. E drept că la acest final a ajuns întotdeauna cu cei 2 ani de criminolog. Era mândru. Fuma o țigară așteptând pe lucrătorul care i-a dus o geantă cu scule, aparatură și un halat de lucru, așa cum ceruse, fără alte pregătiri. Urcă scările hotelului. Coridorul de la etajul al doilea era aproape gol. Îmbrăcă în fugă halatul. Surpriză, aproape că se sperie văzându-l în față pe bărbatul de la bar. Micu nu se feri. Merse liniștit până la capătul coridorului. Coti și în loc să coboare scările, ieși pe balconul etajului în partea dinspre fereastra camerei cu numărul 13. Câteva scaune pliante în plin soare. La acea oră goale îl determină să încerce. Dintr-o dată redeveni turistul obișnuit. Se amuza de atâtea travestiuri, căci se îmbrăca cu o grabă de actriță între 2 acte. N-avea ce face, iar mai fi trebuit un om. Dar, hazard sau nu, ușa de la balconul camerei ocupată de Nina era deschisă. Avea speranță că finețea auzului va da posibilitatea să asculte ceva. Și ceea ce intui se întâmplă. De ce vii nechemat? Auzi cu o claritate teribilă. Îi venea să salte de bucurie. Este cazul să ne expunem gratuit? Nina, înțelege, trebuie să acționăm rapid. Am impresia că sunt urmărit. De când am reușit să pun mâna... Taci, se aude zgomot. Dialogul a fost suspendat. Unde ai predat Mariei materialul? Cum unde? În stațiunea A. M-am deplasat personal. Urma să-l expedieze acasă. De unde să știu că se va întâmpla apoi ce s-a întâmplat? Dacă te-au filat, înseamnă că urmărirea se face de mult. Vor să afle cu cine lucrezi. Am fost la mormântarea Mariei. Speram să găsesc ceva. La crematoriu? Când? Și m-ai mințit că nu știi nimic. M-ai urmărit? Nu. Dar de ce oare nu ne-am întâlnit? Nu știu, nu mi-ai spus nimic, dar să uităm. Și nu am găsit nimic. A pătrunde din nou în vila Mariei este imposibil. Acum, sigur, este impresurată de pază. Nu știu. În această clipă, ușa balconului a fost trântită cu zgomot, iar locotenentul major Micu nu mai află nimic. N-avea semn să insiste. Încerca plăcută admirare să verifice ceea ce el presupusese. Dar când se va întâlni cu Petre Lungu și vor depăna povestea? Cu toate acestea, rezultatele apăreau încă destul de greu. Căldura, călătoria, urmărirea, emoțiile înscriau ziua de azi cu litere grele ale oboselii. Socotică, practic, nu mai rămânea aici nimic de rezolvat și se îndreptă spre sediu. Era încurcată rău afacerea. Dar, ajuns la sediu, deveni încrezător în sine. Mai ales că sosiseră și rapoartele. Surpriza au constituit-o datele despre individul din bar. Îl chema Petre Irimescu, medic al sanatoriului TBC din localitate. Locotenentul major Micu îi rămăseseră în minte câteva date. În urmă cu 2 ani, doctorul călătorise prin ONT în Italia și acum depusese din nou forme pentru a vizita o serie de țări apusene. Mare amator de obiecte de artă. Locuiește în C, într-un apartament pe strada Libertății la numărul 203, etajul 3. Caracterizare sumară, dar destul de limpede pentru locotenentul major Micu. Deocamdată, cu sfătuirea, nu semnală noi amănunte și descoperiri. Stabili cum trebuie făcută în continuare supravegherea celorlalți, a lui Irimescu, Mocanu, Nina.
Planul expus a fost aprobat de capitanul Trotuș. La rândul său, capitanul Mircea Trotuș trebuia să raporteze șefului ierarhic. Simțea că ceva ținea în această cercetare. Lucrurile pe loc. Tocmai se pregătea să plece când Micu fu chemat la telefon. Presentimentul acela de izbândă îi cam scăzuse. Tovarșul locotenent major Micu? Da. Locotenentul Stan raportează. Irimescu, pe care îl urmăream, s-a sinucis la hotel. Și ea, franțuzoica, este în cameră. N-a ieșit. Stați acolo, venim imediat. Trântii receptorul, coborâm fugă scările și mașina de serviciu aștepta să-i ducă la destinație. Ei, Dan, tare mă tem că Miller ăsta a început un joc tare și deocamdată stă în vilă singur. Se odihnește. Duceți-vă să lămuriți lucrurile. Aștept raportul. Cu bine. Să trăiți, tovarășe capitan. Drum bun și ziua victoriei să vină cât mai repede. Capitolul 6. Amănuntele nu erau grozave. Umbra lui Irimescu a raportat totul destul de clar. A ieșit aproape imediat din camera 13 a hotelului și a urcat la etajul al 12-lea, la bar. L-am urmat și am văzut că s-a așezat chiar în fața barmanului, cerând un lichior Anisette Richard. La început am crezut că e o parulă, dar m-am convins că nu comunica cu nimeni. Era chiar lichior. După ce l-a gustat, a căzut pe gânduri. Urmărirea a fost ușoară, întrucât părea că nu lua în seamă pe nimeni. Dar în momentul când a intrat un grup de turiști, a părăsit brusc locul, îndreptându-se spre toaletă. M-am postat în fața ușii, așteptând. Au trecut cam 10 minute și n-a dat niciun semn. Atunci am intrat. Erau 3 cabine și un culoar. Nu se afla nicăieri. Am observat la capătul culoarului o ușă care duce spre platforma hotelului. Era descuiată, iar sus nimeni. Vă dați seama de situația mea. Îi pierdusem urma și în pământ nu intrase. Balustrada de la marginea hotelului era mică, de 30 de centimetri. Am privit jos, mai mult de formă. Și ce credeți? Era întins pe trotuarul din spatele hotelului, căzut de la înălțimea celor 12 etaje. Căzut? Și locotenentul major Micu așteaptă răspunsul. Păi altfel cum? S-a aruncat în gol să moară? Dacă a fost aruncat de cineva? Imposibil. Dar nu a observat nicio mișcare la toaletă? A intrat sau a ieșit altcineva? Nimeni. O singură doamnă ca îngrăbită probabil greșise ușa, dar... Niciun dar, Stane. Nu apare dracul numai cu coarne și copite. E și femeie. Doamnă, zici. Da, nu cumva este Nina, adică... Și Micu i-a arătat fotografia pe care umbra lui Irimescu nu avea de unde să o cunoască. Nu, tot drăguță ca asta, dar nu este ea, zău tovarășul locotenent major. Era atât de grăbită că... Dar o vezi, dacă o vezi, o recunoști, nu-i așa? Cu siguranță. Datele culese au hotărât să le transmită specialiștilor pentru alcătuirea portretului robot. Micu, convins fiind că o investigație la hotel n-ar fi produs decât panică și probabil niciun rezultat. Și apoi cum putea dovedi că femeia cea grăbită comisese un asasinat? Un asasinat fiindcă era cert că doctorul plin de sine, sănătos, tânăr, nu era capabil să se arunce de la etaj. Probabil că lucrătorul nostru nu observase un semn convențional, poate o întâlnire dinainte stabilită, și ceea ce s-a întâmplat nu a putut fi evitat. Jos în camera pusă la dispoziție de administrația hotelului, consfătuirea operativă a durat puțin. S-a dublat supravegherea Ninei, deși nu părăsise deloc camera. Micu și-a notat în agenda să ia parte la percheziția de la domiciliul doctorului Irimescu și a început așteptarea rezultatului echipei tehnice, a procurorului și a medicului legist. Vă dați seama ce bătaie de cap și câte trucuri trebuie inventate într-o stațiune internațională să nu impacienteze și nici să deranjeze lumea. În vacanță, nu de morți și de crime au ei nevoie. A trebuit să se lucreze cu maximă repeziciune și discreție. De altfel, aruncarea doctorului de la înălțimea în spatele hotelului trecuse până acum neobservată. Concluziile erau cele așteptate. Moartea instantanee, datorită lovirii prin cădere de la înălțime.
și cu asta viața celorlalți a intrat în normal, parcă furtuna se potolise. Urma acum să fie cercetate urmele pașilor pe pământul Reavan, proaspăt udat. Înțelegeți că s-a folosit o metaforă. S-a vorbit totuși cu administratorul hotelului asupra felului cum să se comporte. Orice e interes al vreunui vizitator pentru evenimentul petrecut să fie comunicat lucrătorului repartizat cu supravegherea. Lecțiile primite de la superiori, în care figura și sfatul de a nu se neglija nici cel mai neînsemnat indiciu, a făcut să fie luate toate măsurile, fiindcă, în fond, nu există crimă perfectă, ci numai polițiști care nu-i dau de urmă. A sosit apoi raportul în legătură cu doctorul Irimescu. Ofițerul culesese între timp record într-un timp record date, care, practic, nu mai erau de prea mare folos. La instituția unde lucra se bucura de stimă, muncea bine, trata cu grijă bolnavii. Conviețuia de 3 ani împreună cu o femeie frumoasă, Natalia Angel, fără să fie căsătoriți. Doamna respectivă, fără serviciu, venită în orașul C, odată cu transferul doctorului. Economiile le întrebuințau achiziționând obiecte de artă și la câțiva ani plecau în străinătate. Da, Nicu vorbea singur, sublinia câteva fraze din raport pentru ca în final agenda locotenentului major Micu să noteze. De văzut cum a strâns banii pentru excursiile repetate în străinătate, de unde mai are ca să procure obiecte de artă, cum arată locuința, cine este Nadia Angel și mai ales tot ce știe despre, se știe despre ea în orașul C. Și asta urgent. Începeau să se concentreze atâtea persoane din C sub soarele de la mare. Capitolul 7. Capitanul Mircea Trotuș încercă să facă o lectură organizată, adică într-o anume succesiune, convins că astfel și dispunerea ideilor va deveni logică. Maria Spirulescu, victima domiciliată în strada Popa Sanda numărul 13 bis, București, de 29 de ani de profesie farmacistă. Lucra la spitalul de copii numărul 7, necăsătorită. Concediile le petrecea de obicei pe litoral. În acest an, pentru prima dată a venit la odihnă în orașul A. Deși a ocupat aceeași funcție la spital din localitatea A, cu 5 ani în urmă, nu mai este cunoscută decât de foarte puțini locuitori, astfel că impresiile acestora sunt generale și nu pot constitui o bază pentru caracterizare. Ceea ce a surprins a fost însă precizarea că victima are o soră, căsătorită cu un cetățean din apusul Europei, plecată legal din țară de vreo 10 ani. Asta oarecum clarifică ceva. Era chiar formidabil. Sora se numește Nina Miller. Nu are ocupație, iar soțul e de profesie agent comercial, necunoscut în cartotecile Interpolului. Așadar, Nina Miller este sora Mariei Spirescu. Apărea clar legătura cu victima și deci vizita la crematoriu, dar totodată rămâneau încă multe puncte nelămurite, mai ales întrebarea, de ce nu a venit Nina direct la sora sa și a parcurs un drum ocolit, preferând să nu apară ca rudă. Despre Mincu, administratorul vilei, se aflară puține lucruri, de reținut însă că ocupația lui de bază era de felcer și că a lucrat până acum 9 luni la spitalul TBC din A. Logic, a cunoscut-o pe victimă. Atunci de ce a ascuns? Ce fir nevăzut îi leagă pe aceștia? Surprizele urmau lanț. Femeia de serviciu a vilei, de 3 ani angajată, surdă, a fost înainte îngrijitoare la spitalul TBC din localitate. A lucrat mult timp acolo, astfel încât afirmația precum că nu a cunoscut-o pe farmacista Spirescu înseamnă tot minciună. Și tot minciuna a fost precizarea că a ascultat la ușă în dimineața crimei, deoarece n-avea aparat. Poate că oamenii aceștia sunt constituiți într-o bandă. Imposibil. Numai Agatha Christie, într-unul din romanele sale, a condus acțiunea ca toți cei implicați într-o crimă comisă să fie și criminali. Pare imposibil, aproape neverosimil. Și totuși realitatea intuia aceasta.
Despre inginerul Grigore nu s-au aflat date suplimentare. Cu toate acestea, prin ocupația sa, putea oricând să intre în legătură cu oricare unitate sanitară sau cadru sanitar. Nu era exclus ca el să fie cunoscut de toți ceilalți. Cornel Mocanu, deși cu studii superioare, îndeplinea acum funcția de paznic. A fost constrâns la aceasta de o condamnare de 7 ani din timpul când a funcționat ca farmacist la spitalul TBC din A, unde și soția sa era medic. Procesul a durat câteva luni. Acuzarea pentru fals a dovedit reală. În acea perioadă erau bătătoare la ochi posibilitățile sale materiale, aproape nelimitate. Casă cu 8 camere, mașină, lucruri din cele mai scumpe. Prin falsurile comise a reușit, după datele stabilite de organele de revizie, să-și însușească diferențe de preț la medicamente peste 500 de mii de lei. Pentru această sumă, gândi, azi ar fi fost altfel condamnat, dar lucrurile se întâmplaseră cu ani în urmă. După condamnarea definitivă, soția l-a părăsit, valorificând în integral diferența de bunuri rămasă ca parte a sa. La ieșirea din pușcărie, nemai având dreptul de a profesa, a trecut prin diferite munci necalificate. Apoi a devenit paznic la Institutul de Cercetări Medicale. Rămas fără alt sprijin, s-a căsătorit într-un sat, aproape de orașul balnear A, cu o femeie localnică, o țărancă cu ceva avere. Se pare, între ei existau legături încă din perioada dinaintea condamnării. S-a dovedit încă de pe atunci că în casa acestei femei se făceau chefurile unde de altfel luau parte și alți indivizi, probabil prietenii lui Mocanu. Beneficiază și de o mică pensie de invaliditate gradul 3, deoarece după ieșirea din pușcărie, printre alte munci, a prestat și pe aceea de a carla o linie de garaj de la întreprinderea de industrie locală Cerbul, cu care ocazia a fost accidentat. Și în tot acest timp, Miller nu a făcut altceva decât băi de soare, odihnă, nopți petrecute singur în vilă și nicio întâlnire. Nici cu Nina, soția sa, nici cu doctorul Nasta, nici nu s-a plimbat prin apropierea institutului. Atunci, mașina de scris la care a fost întocmită anonimă a fost găsită, o secție de dactilografie a cooperativei 1 mai din C. Și curios lucru, din investigațiile făcute, dactilografa a identificat cu ușurință după fotografie pe Maria Spirescu. Ce a urmărit Maria Spirescu prin anonimă? Se temea că va fi ucisă și a căutat să pună miliția pe urmele lui Miller? A primit indicații să furnizeze o pistă falsă? De ce toate aceste complicații, când mult mai simplu ar fi fost, deși necunoscutele rămâneau? Capitanul Trotuș se frământa pe scaun și de-abia acum înțelegea că acest caz era mult mai complicat, dar sentimentul că va ajunge, că va învinge, îl cuprinse nițel cam devreme. Trebuiau stabilite un complex de măsuri și grăbită rezolvarea. Poate că se va proceda și la arestări. Consfătuirea cu colonelul din după amiaza zilei era mai mult decât necesară, numai să nu fie prea supărat. A coborât la bufet să ia o mică gustare și 2 sticle de Pepsi. Căldura de afară l-a lăsat indiferent. Au trecut și zilele de concediu neefectuate și se instala din ce în ce mai mult nemulțumirea. Nu era împăcat cu sine, nici satisfăcut de ce reuși să se descopere până acum. Simțea că ceva îl obligă să bată pasul pe loc. O singură problemă și-a mai notat în agenda: să vorbească neapărat cu conducerea spitalului TBC despre toți salariații cuprinși în cercetări, și asta cât mai repede cu putință. Va cere permisiunea colonelului și cu siguranță va obține aprobarea. Capitolul 8. Dan Micu și Petre Lungu au venit exact la ora fixată. Colonelul era prezent, alături de capitanul Trotuș. Se părea că lucrurile au ajuns la punctul bănuit. Discuția însă a început domnul aproape prietenește. Deci, tineri ofițeri, să începem. Era în firea acestui colonel om trecut prin multe, călit în focul luptei din ilegalitate, să vadă în subalternii săi oameni tineri de încredere și hotărâți în toate acțiunile.
dar începutul acesta de dialog, folositor, cum s-a dovedit de fiecare dată, însemna că șeful se afla în apele lui, că totuși cazul, deși nu înainta, nu i-a produs încă acea tensiune pe care subordonații o reperau perfect. Blândețea colonelului era proverbială, dar nu ierta nicio abatere sau greșeală repetată. Poate aceasta explica de ce situau an de an printre unitățile fruntașe. Din rapoartele dumneavoastră rezultă că se întrerupse, apoi adresându-se locotenentului major Micu continuă. Tovarășul capitan Mircea Trotuș rămâne coordonatorul acestui caz. Deci, Maria Spirescu, farmacistă, domiciliată în București, presupunem că a fost ucisă în vila din localitatea A. Ca efect al acelei otrăvi foarte puternice, cunoscută popular sub denumirea de verde de Paris. Tehnicienii au stabilit cu precizie acest lucru. Lucrurile par simple. Am urmărit însă noi cine a ucis-o, ce interes a avut și de ce tocmai la băi, când era mult mai ușor să apară la locuința ei. Mă urmăriți? Tovarășe colonel, interveni capitanul Trotuș, să înclinăm deocamdată să o opinăm că a fost ucisă, fiindcă e greu de crezut că o femeie tânără cu mari posibilități materiale să se sinucidă. Capitanul vorbea puțin pedant, cum era obiceiul. Cercetările au lăsat posibilitatea unei singure concluzii. A băut dintr-un păruș de coniac amestecat cu paradion și moartea a rezultat fulgerător. Putea foarte bine să bea singură și atunci se pune întrebarea, de ce cu coniac? Poate să-i fi fost servit, bineînțeles, fără ca victima să bănuiască acest lucru. Sub influența unei persoane, poate victima nu a sesizat nimic deosebit. De altfel, ecatoxul 50 este unul din cele mai puternice toxice cunoscute. Curios este însă că, după aceea, nu s-a auzit nimic deosebit în cameră. Nu mă refer la femeia de serviciu Popa Valentina, surdă de altfel, ci la toți locatarii. Fiindcă, deși moartea survine în câteva minute, apar simptome violente. Neliniște, respirație neregulată, amețeli mergând până la convulsii. Chiar dacă s-ar fi sinucis, spaima gestului o ducea la agitație. Observația dumneavoastră este justă, dar a dovedit și un lucru care este cel mai important în cazul nostru. Toți sau aproape toți, dacă exceptăm pe inginerul Grigore, s-au cunoscut bine înainte de crimă. Toți sau aproape toți au lucrat o bună perioadă de timp la același spital sau în localitatea A. Atunci? Da, atunci ar trebui să insistăm mai mult asupra trecutului. Să cercetăm mai atent perioada aceea, dar sigur și cu discreție. De aici putem trage foarte multe concluzii. Nu cred că este cazul să vă reamintesc, trebuie grăbite cercetările. Direcția ne-a dat o nouă clarificare a cazului și vă dați singur seama ce ar însemna ratarea lui. Apoi să nu uităm că nu toți pot fi criminali și infractori. Orice jignire adusă unui nevinovat, indiferent pe ce cale, poate lăsa leziune adânci în viața sa. Înțelegeți? Colonelul se adresă locotenentului major Micu, ceea ce a făcut ca acesta să întrebe cu teamă dacă nu cumva greșise până acum. Așa cum punea problema colonelul, o greșeală părea foarte gravă. Vom începe cu audierea celor care prezintă deplină încredere și seriozitate și care, lucrând în acea perioadă cu cei implicați, pot să ne contureze profilul lor moral și etic. Nu trebuie uitat directorul spitalului. Datele despre Mocanu mi se pare incomplete. Supravegherea lui să continue. Însă atent și paralel, să completați datele despre fosta lui soție. Pe ceilalți, tovarășe colonel, tot să fie supravegheați. Cât mai discret, locotenente Lungu, și în același timp vreau să aflați totul despre inginerul Grigore. Am cerut din nou date amănunțite la Interpol despre Nina Miller și soțul ei. Sper să le primim din străinătate cât mai repede. Și să nu uit, Mircelică, acum mă preocupă tot mai mult cazul acela de acum 5 ani sau mai bine, pe care l-a anchetat, acela cu moartea profesorului Angel.
Tovarășe colonel, interveni locotenentul major Micu, îmi permiteți? Da. Permiteți-mi să continui argumentele dumneavoastră, fiindcă pe această pistă am mers și eu. Sora victimei sosește în țară și, fără să tragă la Spirescu, cum ar fi fost normal, nici în București, apare brusc la mormântare. Locotenentul Lungu a văzut totul. Da, continuă. Tonul colonelului părea conciliant. Este văzută în anturajul lui Irimescu la mare, probabil cu un semn, după tot ce se petrecuse la crematoriu. Și așa cum ne spune raportul, încearcă să intre în casa Mariei Spirescu, cu siguranță pentru a sustrage ceva. Poate că aici stă mobilul. A reușit să ia ceva? Mai degrabă nu, fiindcă altfel evenimentele nu se precipitau. Irimescu nu murea la mare, ci poate chiar în capitală sau în altă parte. Aici iar este o enigmă. Locotenente major, nu care cumva Irimescu nu are importanță cum și când a luat acel ceva din casa victimei, a plecat și a fost descoperit la mare unde conturile au fost închise? Nu cred acest lucru, nu uitați dialogul. S-ar putea ca totul să nu fi fost decât un dialog de circumstanță și apoi o discuție incompletă. Este exclus, să reacționa Micu. Doar știa cum lucrase, era o suspiciune care îl lovea ca profesionist. Exclus, dar nu imposibil. Continuă, te rog. Să revenim la Irimescu. A fost ucis? S-a sinucis? Înclinăm spre prima ipoteză, deși lucrătorul nostru nu are alte dovezi. Uiți, locotenente Lungu, că o femeie a ieșit din cabină. Da, tovarășe colonel, proba încă nu poate fi înlăturată, cu toate că este greu de presupus ca o femeie să fie în stare să-l răpună pe doctor. Ați văzut cum arăta? Dacă a fost drogat, la bar? La bar sau în altă parte. Autopsia nu a arătat. Irimescu, după câte s-a constatat, avea destul alcool în sânge. Tovarășe colonel, la întâlnirea de la bar nu părea drogat. Vorbea destul de normal. Cum normal? L-ai auzit? Nu. Atunci, tinere, să nu ne grăbim. Asta e o ipoteză. Poate să fie și alta, sinucidere. Convins că jocul său dublu a fost descoperit, știind mai mult decât știm noi acum, dar fără să-și dea seama că noi încă nu avem suficiente probe de a-i dovedi vinovăția. A încheiat socotelele. Dar și asta este o simplă presupunere, fiindcă acest gen de oameni... Continuați. Colonelul nu părea să acorde vreuneia dintre ipoteze mai mult credit. Deocamdată analiza, întotdeauna analiza până când deodată, brusc, releva unica posibilitate. Cred mai degrabă că cele două femei de care ne-a vorbit Lungu joacă un rol. Sau una din ele, fiindcă nu erau împreună. Exact. Și, locotenente, vorbi cu părere de rău colonelul, atunci înseamnă că Nina s-a hotărât numai la mare să scape de doctor și neapărat în timpul discuției. Cu siguranță că Irimescu nu se aștepta la așa ceva, iar criminalul a lucrat cu siguranță și aproape fără urme, fiindcă în ce privește Irimescu a fost văzut de lucrătorii noștri și la ieșirea din cameră și la barul de la etajul al 12-lea, iar tu l-ai văzut intrând în cameră. Practic, interveni capitanul Trotuș, nu are sens să ezităm prea mult în presupuneri, fiindcă, în fond, oricare ar fi scopul și adevărul nu schimbă cu nimic rezultatele muncii noastre și, în plus, nu ne dă capătul firului pe care vom merge. Așa-i, capitane, dar nu uita că trebuie să rezolvăm și aceasta. Și tare greu, fiindcă, așa cum ați sesizat și voi, avem un singur martor, Nina, și deocamdată pe ea nu o putem găsi, folosi. Exceptând, poate, rolul celor două femei de la crematoriu. Poate. Și apoi mă obsedează și fraza rostită de portar și reținută de Lungu, că avea o figură veselă când a aflat că mormântarea Mariei Spirescu se consumase. Poate s-a înșelat, poate a spus-o intenționat. Să bănuim portarul? În niciun caz. Nu avea de unde să știe că Spirescu va muri și că finalul va fi în parohia lui. Apoi mai aveți și alte necunoscute și printre ele să nu-i uitați pe ceilalți. Micu, femeia de serviciu, inginerul Mocanu.
Încă o dată, tinerilor vă ordon să faceți treabă cât mai bună și cât mai repede. Nu va mai fi mult până ce o să înceapă și reproșurile. Mă gândesc că mai bine ar sta locotenentul major la mare. Să-l lăsăm pe Trotuș și Lungu cu investigațiile, cu urmărirea și să-l trimitem pe Micu după Nina. Ei, ce ziceți? Cum ordonați, răspunse Micu cu evidentă părere de rău. Era și intenția lui să revină pe litoral, dar dispoziția colonelului parcă sună ca o retragere a responsabilităților sale. V-am întrebat dacă e mai bine așa, dacă sunteți conviși că vom realiza ceva mai bun. Nu e vorba de nicio dispoziție, să fim bineînțeleși. Să încercăm, este cea mai bună soluție. Răspunsul l-a dat tot Micu, nu formal, ci convins și el că planul șefului este mult mai bun. Și acum tinerilor ofițeri, la treabă. Pe coridor, Trotuș îl invită pe Micu și Lungu la o bere, dar ofițerul de serviciu anunță că cineva vrea să dea niște relații despre crima din orașul A. Curios, Micule, mergem în birou la tine, fiindcă tu și așa pleci. Până la revedere, numai bine. Locotenentul Lungu te va prinde din urmă, fiindcă și el va merge cu tine pe litoral. Adu-l la locotenentul major. Era ospătarul Matei de la restaurantul din localitatea A, aflat cu unele treburi în capitală și capitanul Trotuș și locotenentul Lungu l-au invitat să ia loc. Ospătarul se simțea destul de stingherit. Ce vânt aduce pe aici, tovarășe Matei? Vedeți, noi orice observăm în meseria noastră trebuie să uităm, fiindcă este o problemă de probitate. Mă înțelegeți? Înțelegem. Dar, tovarăș, eu sunt membru de partid și prin orice nu înțeleg lucruri legate de crime. Amândoi au devenit atenți. Am aflat că la vila de pe dealul spitalului, cum o numim noi, a fost găsită acum câteva zile moartă o fată. Știți cine este? Cine? Farmacista de la spital. Sau mai bine zis, care a fost la spital. Ai cunoscut-o, tovarășe Matei? Desigur, venea des la noi. Pe atunci, restaurantul funcționa în localul vechi. Nu vă deranjam pe dumneavoastră dacă, cu o seară înainte de a muri, poate cine știe, să nu fie la mijloc și altceva. Nu trecea pe la noi. La restaurant? Da, la restaurant. Dumneavoastră cunoașteți planul localului? Nu. În seara aceea nu prea mă simțeam bine. O duc cam rău cu inima. Chiar vreau să mă pensionez. Trebuie răbdare. Altfel oamenii și mai ales cel de față s-ar fi simțit jignit dacă l-ar fi adus la subiect și apoi amănuntele de multe ori s-au dovedit utile. L-au ascultat, deci câteva minute, despre boala lui de inimă. Și cum vă spuneam, m-am așezat pe scaun, la masa aceea după primul colț. Nu aveam voie, dar fiindcă nu începuse aglomerația în local și responsabilul era plecat și cum raionul meu era gol, ei, n-o fi foc dacă mai încălcăm câteodată regulile, dar continuați. Locul acela nu a bănuit, are o acustică teribilă. Se auzea tot ce se vorbea la masa vecină, aflată după celălalt colț al localului. Nu știam cine ocupa masa, atent fiind spre sectorul meu, dar fără să vreau am ascultat. Vorbea în șoaptă un bărbat. Ai aici o ilustrată, spunea. Fii atentă, o pui la poștă imediat. Dar recomandat, vezi să nu uiți recipisa. E scrisă complet, așa că nu ai altceva de făcut decât să o expediezi pe adresa ta. De rest, nu te mai ocupi tu. Discuția părea inofensivă, dar să vedeți. O întreba dacă a primit clasorul. Ce clasor? Întrebă intrigată vocea de femeie. Cum ce clasor? Marfa n-ai primit-o încă? Nu, am auzit răspunsul. În local intraseră niște clienți și se îndreptau spre raionul meu. Eram totuși curios să aflu cine sunt cei doi, fiindcă după voce îmi păreau cunoscuți. De local nici nu putea fi vorba, doar îi cunosc pe cei mai mulți. Ei, și mai departe? Până la urmă tot am depistat cine erau. Moarta, adică farmacista noastră Maria Spirescu, fiindcă eu, știți, am stat mult internat în spitalul TBC, împreună cu doctorul de acolo, unul Irimescu. Privirile scurte schimbate între ofițeri probabil că l-au încurajat pe ospătar, fiindcă imediat continuă. Totuși, n-am dat prea mare importanță faptului. Doar vorbeau liniștit.
N-avea ce să mă sperie. Înregistram numai pentru că așa e simțul meseriei. I-am ascultat, am schimbat câteva vorbe. Știți, când am fost internat în spital, m-au ajutat mult. De ce să nu spun? Și, bineînțeles că le-am și plătit pe deasupra. Așa era pe atunci. Și, cum vă spun, le-am dat coniac. De asta beau ei. 305 stele. Cam scump, dar obrazul când au plecat. Să vedeți, ora exactă nu știu, dar după miezul nopții. Ești sigur? Cum să vă spun? Precis nu, dar la 12:30 eram singur acolo. Știu așa, pentru că am avut de dus la hotel la ora aceea un comision și m-am uitat la ceas. Și atunci m-au chemat dânsii la masă să mulțumească și să-mi spună că sunt în trecere pe aici și s-au întâlnit din întâmplare. Pe mine, de fapt, nici nu mă interesa. Dacă nu auzeam de moartea tovarășii farmaciste, nici nu veneam să vă spun. Așa însă am crezut de datoria mea. Foarte bine ai făcut, tovarășe Matei. Să știi că ceea ce ne-ai declarat ne este de mare folos. Mai ai ceva de spus? Nu, nimic. Atunci o să te rugăm să ne dai înscris ceea ce ne-ai relatat și să semnezi. Desigur. Rămași singuri se priveau nehotărâți. Cu siguranță, cele relatate de ospătar sunt reale. Să comentăm noutățile. Ce înseamnă clasorul? Poate timbre filatelice și atunci nu văd de ce Irimescu ar fi omorât-o pe farmacistă. Numai ca să îl ia? Greu de presupus. De la cine urma să primească marfa? De la Irimescu? În niciun caz. Însă acesta era la curent cu afacerea. Mai mult, în măsura în care Matei a reținut exact convorbirea, era vorba de marfă, deci de o cantitate mai mare. Cui urma să predea marfa? Eventual să o desfacă? Ce reprezenta ea? Și mai este ceva ce mă frământă. Cu siguranță că cel care urma să dea farmacistei în păstrare clasorul știa că ea nu este filatelistă. Așa rezultă din spusele lui Matei. Aveți perfectă dreptate, tovarășe capitan. L-a primit totuși. Încep să cred că a primit clasorul, chiar dacă fața de Irimescu nu a recunoscut. Și o ipoteză nu trebuie înlăturată. Poate tocmai primirea clasorului i-a adus moartea. Faptul trebuie însă argumentat mai bine și pentru asta avem nevoie de dovezi. Dar ilustrata ce rost are? Ei, lungule, pe asta am lăsat-o la urmă. După câte știu din inventarul întocmit, a rezultat că s-a găsit o ilustrată scrisă pe adresa victimei din București, pe deasupra și timbrată. Da, chiar peste tariful cerut, în loc de 0,40 lei, cu 2,75 lei. Vezi ceva anormal? Mie nu mi se pare. Dumneavoastră însă, despre care am auzit că sunteți și filatelist, poate explicați mai bine acest lucru. Chiar și trebuie. O trimiteți tehnicienilor să umble cu mare băgare de seamă. Să o supună tuturor probelor, iar raportul să-mi vină cât mai repede. Știi că avem în țară experți autorizați în filatelie să întrebuințăm cunoștințele oamenilor noștri, adică prietenii. Prietenii auxiliarii muncii noastre. După aceea trebuie să cerem o nouă consfătuire cu colonelul. Nu este rău să recitim și dosarul profesorului Angel. Colecționarul de care a amintit șeful? Da, colecționarul era și filatelist. Căzură pe gânduri, au chemat apoi colegii din echipă și pendeletele expuse noul plan de acțiune. Se înserase de mult când instructajul condus de capitanul Trotuș s-a încheiat. Bătându-l pe umăr pe locotenent, îl invită în fugă la o bere. Măi, lungule, numai o sticlă casino, o merităm. Soția mă așteaptă de mult cu masa și de data asta trebuie să o împac. Tu, barem, când o să găsești o fată bună? Măi, fete sunt destule, găsește timp și alege-o, eu îți voi fi naș. Capitolul 9. În fiatul încins, Dan Micu și Lungu au parcurs distanța până la litoral în timp record. Numai de caz au vorbit. N-au observat nici peisajul, nu i-a bucurat nici viteza. Aproape de clădirea miliției municipale s-au despărțit. Lungu și-a continuat călătoria în stațiunea A. Surpriza serii lui Lungu a constituit-o întâlnirea cu inginerul Paul Grigore. Nu se așteptase. Privit de aproape, părea că
siguranța i s-a mai clătinat. Undeva își făcuse loc sfiala, chiar a avut impresia că îi este teamă. Tovarășe anchetator, vă invit la bar. Socotesc să nu vă feriți de mine. Lungu, văzut în companie echipei operative la cercetarea morții Mariei Ispirescu, era taxat acum ca atare. Nu, mulțumesc, nu, dar imediat regretă. Spre bucuria lui, inginerul reveni. Sperați că am legături cu acea afacere de la A? Am crezut că totul a fost lămurit până acum. Parțial da, se bucură Lungu să revină asupra hotărârii. Nu știți și Lungu și luă rolul în serios. Noi bănuim până la elucidare pe toți cei care au... Da, înțeleg. Cu toate acestea insist să servim ceva împreună. Mi-a plăcut atunci că nu ați intervenit în niciun fel. Aș spune că mi-a dat curaj atitudinea dumneavoastră retrasă. Lungu nu și amintea bine cum au decurs atunci lucrurile, dar un lucru era clar. Nu scosese el multe vorbe. Poate că și noi ceilalți mai greșim uneori. Suntem prea solemni, dârzi, chiar sfidători. Ce serviți? Confesiunea a trebuit să fie întreruptă de apariția ospătarului. Un coniac cu Pepsi, a cerut locotenentul. Atunci două. Lungu nu se înșelase. Inginerul nu mai era atât de sigur pe el. Poate v-ați întrebat de ce m-am supărat atunci și poate nu numai eu. Vezi, trebuie să știi că să vorbești cu fiecare. Poate și ultimul om are problemele sale. Mai mult știindu-mă atunci în afara cazului. Cum atunci? Asta a schimbat ceva? Inginerul s-a uitat la locotenent măsurându-l scurt. Apoi a continuat. Dar din ce în ce mai puțin sigur. O exprimare lapidară. Se face caz? Nu, de altfel aici mă aflu în concediu. Și continuând șirul frumos al neadevărului. Cazul acesta s-a rezolvat de mult. Eram convins că adevărul va ieși la lumină. Poate dacă vă ajutam puțin, se făcea lumină mai devreme. Știați ceva în plus? Nu știu acum, azi, cum trebuie privit acest lucru, dar atunci aveam convingerea că la mijloc este o crimă. Nu cer să-mi spuneți nimic, nici nu mă interesează. Știți, tovarășe inginer, poate unele lucruri de amănunt nu vor fi niciodată inutile. Sigur, de pildă, lângă masa noastră, nu te rog, nu te uita direct. Bărbatul acela singur, încărunțit, probabil străin, nu a venit să bea. A intrat odată cu noi, a primit o porție de citro, dar asta nu așteaptă. Caută să facă bișniță, sigur că așa se numește și asta caută. Pur și simplu nu știa ce să creadă. Maniera asta de a trece de la un subiect la altul, relatarea cu... Oare propunerea de a veni aici să fi fost întâmplătoare? Nu mă ocup de studierea fizionomiilor și de... Ești naiv. Crezi că totul decurge ușor? Ar fi prea nostim. Vezi, azi poate am întâlnit aici la barul C cel mai mare noroc în cariera unui detectiv. Și acel detectiv care ești dumneata e dezinteresat pentru că e în concediu. Și apoi pe dumneata te interesează... Nu vreau să cer scuze, dar fiți sigur că cineva le va da de furcă celor care încalcă legile noastre. Rămâne de văzut. De-abia acum locotenentul Lungu a studiat bine poziția localului. Masa unde era omul acela cărunt, cu aer de străin, era așezată lângă un stâlp de susținere, cu vedere directă spre bar. Ideal loc de studiu și... Te gândești la cazul de adineauri? Îl întrebuse din gânduri inginerul. Pui bază pe spusele mele? Poate în curând mărturia dumneavoastră să fie mai mult decât necesară. Chiar o datorie. Să sperăm că nu va fi prea târziu. Și de asta dată, Lungu a avut convingerea că se referă mai degrabă la o precizare a sfârșitului său. Începea să fie derutat. Simțea nevoia să comunice cu Trotuș, dar acum era imposibil. Ca să nu-i se observe tulburarea, se angajă în joc într-o convorbire tot mai generală. Ați amintit că acum ne puteți ajuta. Atunci nu a spus nimic. Fără să dea atenție întrebării, ridică paharul și-l ciocni cu alui Lungu. Să bem, tovarășe ofițer, când veți atinge vârsta mea, Holtei te năpădește nostalgia. Știi ce? Un lucru îngrozitor, singurătatea. Poate tot așa de îngrozitor ca și beția. Lungu instinctiv studia totul cu atenție.
Ceva nu era în regulă. Oare totul să fie normal la acest inginer? Acesta parcă ghicindu-i gândurile. Ei, nu mă privi suspect. Poate crezi și, în definitiv, pe mine nu mai deranjează nimic. Dar să știi că încă nu am început să deviez. Încă. Cum te numești pe numele mic? Omul îl tutuia. În fond, lumea îl știa în concediu. Era la un pahar, acceptase masa așa că... Petre. Un nume frumos. Poate că dacă judecăm altfel viața, acum aici, în fața mea, avem un fecior. Te plictisesc? Nu deloc, vă rog să continuați. E foarte interesantă conversația cu dumneavoastră. Cuvintele sunau convențional, dar lui, omului, se părea într-adevăr interesant. Nu îl plictisea, din contră, dorea să facă mai puțin vizibilă bănuiala că această întâlnire nu e întâmplătoare. Nu mai socotea un rezultat al hazardului. Cum nu socotea fără sens nici venirea aici? Îți amintești atunci dialogul, sau mai bine zis, interogatoriul, fiindcă, în fond, sincer să fiu, mi-amintesc numai impresia distinsă ce mi-ați făcut-o, ironia dumneavoastră, enervarea anchetatorului. Eu retrăiesc destul de des trecutul. Atunci revăd fiecare scenă, aud fiecare cuvânt întrebat și răspuns. Iar frământarea asta continuă, îmi produce o senzație tare neplăcută. Nu pot da verdicte, dar a început să-mi fie frică. Lungo devenise foarte atent. Nu dorea să întrerupă mărturisirea cu întrebări inutile sau cu afirmații de complezență. L-a privit cu interes în tăcere, așteptând urmarea. Nu putea stăpâni un sentiment de încredere, dar și de suspiciune. După cum arătați, văd că nu am început să vă plictisesc, continuă inginerul. Vedeți, eu la vârsta mea am această senzație, de plictisală sau poate de gol. Chiar acolo, la băi, în orașul A, știam, înainte ca farmacista să-și încheie viața, cine este. Am aflat-o întâmplător într-o zi pe terasă. Am văzut o tânără fină visătoare. Atunci am avut senzația că are o fire aparte, dacă o putem numi astfel, că suferă, fiind retrasă de oameni, că încearcă și nu reușește să îi întâlnească. Am crezut pentru o clipă că eu sunt omul care ar putea să o facă fericită. Poate, dacă nu era așa de retrasă, reușea mai repede, dar felul ei mă deruta. Lungu a dat din cap, sorbind din pahar, și după o scurtă răsuflare a așteptat continuarea. Am rugat pe cineva să-mi cumpere o sticlă de coniac din cel mai fin. Probabil administratorul. Știi, m-am obișnuit cu băutura. N-am reușit să mă las, deși nu am niciun motiv. Poate lipsa unui cămin, a copiilor. Lungu își aminti brusc declarația inginerului la anchetă. Atunci nu spusese nimic despre sticla de coniac, negând totul cu înverșunare. Te gândești, desigur, la faptul că la anchetă nu am recunoscut nimic în legătură cu sticla de coniac. Acum mă acuzi, ai dreptate. Atunci însă eram laș, sau poate derutat, fiindcă vrei să continui? Da, chiar v-aș ruga. Ei bine, a venit seara întâlnirii. Mă pregătisem. Eram puțin emoționat. La vârsta mea, asemenea întâlniri nu mai sunt fleacuri, ci hotărâri grave, greu de luat. Am intrat pe ușă, am găsit o nodaie așezată în fotoliu, cu aceeași privire indiferentă, pierdută. Și ce a urmat m-a făcut să regret totul, fiindcă femeia în care credeam aștepta un alt bărbat. Nu eu eram alesul. M-am întristat, speranța de fericire nutrită pentru o clipă se spulberase definitiv. Fără să aștepte încuviințarea ofițerului, a făcut semn picolului. Încă două păhărele. Și după o vreme, deci, atunci a fost laș. Nu am recunoscut nimic. Din frică. Poate ăsta e adevărul. Șocul a fost puternic. Mi s-a făcut rău. Am lăsat sticla cu coniac Dunărea pe noptieră. Și am plecat, băiguind niște scuze. Tot timpul m-am gândit cât de aproape m-am aflat să mă leg sufletește de o asemenea femeie. Deci, dumneavoastră i-ați adus coniacul, se miră Lungu, remarcând totodată o inadvertență. La primele cercetări s-a găsit o sticlă de coniac străină, nu Dunărea. Mai ai puțină răbdare, îl întrerupse aproape cu blândețe inginerul. Iertați-mă. Lungu notase deja în minte că nu trebuie neglijat acest amănunt.
Eram, cum ți-am spus, dezgustat și revoltat, dar ca atâția alții, mă număr și eu printre naivi. Nu mă privi circumspect, asta e realitatea. În viață am fost naiv, dar să continui. Nu știu ce am mai declarat, nu contează, dar, după cele întâmplate, în fiecare seară, povestea cu sticla de coniac s-a petrecut în prima zi a venirii mele. Întârziam ore întregi în balconul vilei retras de lume. Nu cred că mă gândeam la ceva anume. Cert este însă că eram derutat. Derutat sufletește. Renunțasem până și la băile pentru reumatism. Mi se păreau ridicole, deci reține. Pierdeam ore întregi pe balcon când, la vreo două zile, am fost martorul unei conversații între un bărbat și victimă. Exact. Îi recunoșteam vocea dintr-o mie. Ajunsese să mă obsedeze. Nu-i vedeam și nu am avut intenția să-i ascult, dar o clipă se întrerupse ca să mă îndemne. Hai, nu mai serviți? Mulțumesc, nu sunt obișnuit. Coniacul, în general alcoolul, nu-mi este pe plac. Așa este totuși și după câteva momente, după ce se foi pe scaun, îi se cereau niște mărci. Femeia a negat că știe unde se află, bărbatul însă a insistat, a amenințat-o, a rugat-o. Am înțeles că numai farmacista știa ascunzătoarea, dar că ea nu le va spune niciodată. Asta cred că i-a adus pierzania. Bărbatul din fața ei nu voia să piardă averea. Probabil găsise posibilitatea valorificării și acum femeia nu le ceda. În cele din urmă au plecat și eu m-am retras. Dar crima nu s-a comis în noaptea aceea, ci peste două zile. Asta e tot ce știu. Ți-am spus doar, am fost laș, din lașitate. Mi-era tare frică să nu mă implicați și pe mine. Nu era posibil să credeți ceea ce v-am spus acum. Puteam fi acuzat. M-am convins atunci că dumneavoastră toți căutați un vinovat și trebuia găsit. Și apoi a mai fost ceva. În casa aia, nu știu de ce, dar am avut impresia că toți se feresc de mine. O simplă impresie. Mă simțeam un străin picat într-o mare familie, pe mine suportându-mă din obligație. Cel puțin asta a fost impresia mea. Dar mai târziu? Când mai târziu? Acum? Tot la fel. De un lucru însă m-am convins. Sunteți omenoși, drepți, cinstiți. Nu degeaba oamenii în marea lor majoritate vă privesc cu dragoste și se adresează cu încredere. Lungu calculă în minte timpul trecut până la mărturisirea inginerului. Întrebă, atunci de ce, domnule inginer, n-ați spus totul, dacă nu atunci, mai pe urmă? De ce nu era această întâlnire întâmplătoare cu... Dacă nu era această întâlnire întâmplătoare cu mine, să nu crezi că nu m-am frământat multe zile și nopți întregi. Am luat și concediu medical. Am făcut o călătorie în circuit, nu puteam să lucrez. Cu dumneata este adevărat, m-am întâlnit întâmplător, dar s-a scotocit în buzunare după o recipisă a poștei, datată cu două zile în urmă. Tot ce ți-am spus în seara asta și îți mulțumesc pentru amabilitate, am pus pe hârtie și am expediat miliției. Poate că au și primit-o. Acum mă simt ușurat. Vezi, am ținut neapărat să mă destăinui și verbal, iar dumneata a însemnat providența. Lungu simți că iar a descoperit niște lucruri știute deja de către toată lumea. De ce nu v-ați dus personal să declarați totul? Nu știu, n-am avut poate curaj. Deși nu am comis eu crima, trebuie să spun ce știu. Era de datoria mea. Lungu nu mai avea ce întreba. Îl tulbură destăinuirea inginerului, ideea despre comercializarea mărcilor poștale. Trebuia să zboare cât mai repede la Trotuș, cu prețul unei mojicii, forță nota. Trebuie să mă scuzați, înțelegeți? Înțeleg. Lucian Penescu, Diamante în umbră, 2. Capitolul 10. De câteva zile începuse să plouă. Burnița prevestea apropierea grabnică a toamnei, un timp tocmai bun de stat la gura sobei, depânând povești de mult apuse cu haiduci și copilării petrecute a Ievea. Capitanul Mircea Trotuș simțea că bătrânețea se apropie, din ce în ce mai mult. Deplasările își spuneau cuvântul și uneori chiar oasele începeau să scârție.
Dar azi, ploaia asta deasă, nespus de deasă, cu oamenii adăpostiți sub streșini sau umbrele, cu frigul mai mult bănuit. De acea senzație de somnolență, resimțită tot mai des de când anii se înmulțiseră. Treburile însă nu îl lăsau să gândească prea mult la așa ceva. Trebuia acum să ajungă la ora fixată pentru a discuta cu fostul director al spitalului din A. Și tare s-ar fi lăsat pradă unei visări la gura sobei. Era bucuros că directorul acceptase fără rezerve întrevederea la sediul miliției. Voia totuși ca fiecare să se simtă în largul lui. Vroia ca niciunul dintre ei să nu aibă jenă că urmărește ceva anume. Și apoi, întâlnirea trebuia să decurgă liniștit, de la om la om. În profesia noastră, lucrurile trebuie calculate și conduse exact, gândi capitanul Trotuș și continuă gândurile. De mult mi-am dorit o pipă, una adevărată. Numai cu câțiva poli puteam realiza fericirea, dar asta nu se întâmplase. De multe ori îți trebuie grozav de puțin ca să fii fericit. Comisarul, acel celebru comisar interpretat de tot atât de celebrul Jean Gabin, m-a făcut să renunț. Aș fi devenit cu siguranță subiectul de discuție al miliției, poate chiar papa, copia unui polițist celebru. Acum toți ofițerii ăștia tineri care au terminat de curând dreptul Academia, așa că ironiile apar cu ușurință. Calculă timpul necesar ca să ajungă în holul miliției primul, pentru a-l primi pe oaspete. Recomandări exprese, strângeri de mână, convenționalisme și în camera de protocol s-a înfiripat și conversația. Discuția pe care o aștepta și din care spera să iasă acea frază care trebuie să aducă lumină. Am auzit lucruri foarte frumoase. Da, adăugă medicul de la un ambulatoriu de 30 de paturi. S-a ajuns într-un deceniu să depășim 300. Apoi a urmat transformarea în spitalul TBC. Atunci mi se pare că erați doctor specialist. Da, acum am luat examenul de medic primar. Este o mângâiere și pentru mine. Părul meu îmi dă dreptul, nu-i așa? Totuși, vârsta nu vă este trădată. Poate, dar, tovarășe capitan, nu noi o trădăm. Copiii sunt studenți, mâine poi mâine devin bunic. V-a plăcut meseria? De ce mă întrebați? Credeți că cineva poate lucra o viață la un lucru de care nu se simte atras? Niciodată. Cei care, într-un fel sau altul, practică o meserie de care nu sunt legați, trădează viața, se trădează pe ei, devin inutili, da, și nu va folosi vreodată nimănui, nimănui. Vă dau dreptate, însă și amintirile, meseria, amintirile, da, pe vremea când ați fost director, v-ar veni mai greu să vă aduceți aminte despre dumneavoastră. Vă rog să mă iertați, și asta sub latura mea profesională. Nu este cazul să-mi vorbiți. Aș dori însă să aflu câte ceva despre alții. Celălalt tresări atent, descoperind intenția ascunsă a conlocuitorului său. Depinde ce-mi cereți să-mi amintesc. Știți, noi încă nu am ajuns să ne ocupăm și de lucruri plăcute. Poate în viitorul apropiat. Dar până atunci, spre exemplu, să discutăm despre doctorul Irimescu. Vă mai amintiți de el? Acela care a avut zile trecute un accident la mare, cam așa ceva, și a murit, și fără să aștepte răspunsul. De altfel, de câtva timp se transferase acolo. Da, am fost înștiințați că i s-a întâmplat o nenorocire. Eu am aflat întâmplător. Mi se pare chiar că colegii noștri de aici, suntem câțiva, i-am trimis, știți cum se obișnuiește în asemenea triste împrejurări, flori, telegrame. Bine că nu s-a pierdut obiceiul. Atunci era medic secundar, bun băiat, pasionat de chirurgie. Sta toată ziua lângă noi, să prindă cât mai mult. Venea și în orele libere, dispus oricând la gări suplimentare. Și asta nu pentru câștig. Mi-a lăsat impresia, mai degrabă, că urmărea o carieră de perspectivă. Pe vremea aceea aveați un bloc chirurgical? Bineînțeles. Ce medicamente întrebuințați? Cele obișnuite. Da, mă iertați totuși, nu vă amintiți cine manipula aceasta? Da, era o farmacistă, Maria Spirescu, iar înaintea ei soția lui Irimescu.
Soția, cum să vă spun, atunci nu era soție, ea ținea pe un profesor mult mai în vârstă. Vă amintiți numele lui? Sigur că da, un om citit, cult, cu o colecție frumoasă de tablouri și de timbre. Aproape pensionar, se numea Angel, iar soția Natalia. Și ce legătură are cu doctorul Irimescu? Știți? Despre morți numai bine. Bănuiesc însă că este un caz cu totul aparte. Altfel, vă rog să fiți convins că așa este și dacă e nevoie de discreție, atunci mergeți la sigur. Discreție totală. De fapt, eu am încercat să aplanez lucrurile. Doctorul Irimescu întreținea relații intime cu Natalia. Lucru dovedit. Nu puteam încuraja, dar nici măsuri drastice nu puteam lua. Amândoi munceau bine, pe atunci era lipsă de cadre. Și ați tolerat? Da. Între timp s-a produs moartea profesorului. Mi se pare că s-a deschis o anchetă, dar concluzia a fost una singură, inima. Dumneavoastră, ca medic, iertați-mă, și atunci și acum sunt specializat numai în plămâni. Inima o fie pe aproape, dar cere o specializare aparte. Și apoi, dacă asta a fost versiunea oficială și mi se pare că s-a confirmat, am socotit că totul este în ordine. L-ați văzut pe profesor? De mai multe ori. Discuții despre artă, literatură, filatelie. Era și un om de chef, ca să zic așa. Iar Natalia, o gazdă amabilă și risipitoare, ne servea întotdeauna cu bun gust. Mesele erau încărcate cu toate bunătățile. Din ce? Profesorul câștiga bine, valorifica și din tablouri. Toate erau strânse de el? Nu, în perioada de după război a vândut un rând de case, o moștenire, iar banii i-a plasat în Andreescu, Petrașcu, Tonița, Paladii, Lucian. Atunci se cumpărau mai pe nimic. Numele pictorilor le-ați dat la întâmplare? Deloc. Aceste semnături puteau fi admirate pe pânzele din colecția personală a profesorului. Prin urmare, deținea o colecție valoroasă, chiar foarte valoroasă. Probabil azi ar fi evaluată în jur de 2-3 milioane de lei. Și nu uitați acea renumită colecție de timbre. Toate acestea au rămas probabil soției sale. Vedeți, în acel timp, eu mă pregăteam să mă stabilesc în capitală. Luasem concursul și, ca orice om de la o anumită vârstă, ați uitat de oamenii de acolo. Asta e realitatea. Atunci m-am căsătorit. Soția ingineră locuia în capitală. Mi se părea normală despărțirea, dar și cu niște consecințe de coșmar, în cazul când nu rezolvam apropierea. Și ca să revin la discuție, cred, într-adevăr, că soției au rămas toate. Poate că acesta a fost și motivul pentru care nu a divorțat cât timp a trăit profesorul. Probabil că acum s-a căsătorit cu Irimescu, adică nu. Urmă o pauză, fiecare gândindu-se la altceva. Capitanul Trotuș era întristat, întrucât ceea ce intuise se adeverea. Totul începea să aibă o logică, o logică reală, concretă. Se contura interesul de a comite crima. Dar pentru ce? Pentru un pumn de aur? La ce vă gândiți, tovarășe capitan? Sincer să fiu, încerc să fac puțină ordine în cutia asta. Ce-o port cu cinste încă. Am haz, nu? Da. Să nu uităm ce s-a întâmplat după ce n-ați mai administrat medicamentele, când farmaciile aveau altă administrație, subordonate altui for. Oficiul farmaceutic și când bănuiesc că nu mai mergeau toate micile sau marile aranjamente. Natalia Angel nu. Ea a predat Mariei Spirescu. Cu o mică lipsă. Era în încurcătură încă de pe vremea lui Mocanu. A cui? Un farmacist, Cornel Mocanu. Un dezordonat și un leneș. Umbla numai după afaceri. De altfel, de aici i s-a tras. A fost condamnat, dar în privința gestiunii mi se pare că nu a putut să îi se impute nimic. Intuițiile îi se adeveriseră. Grupul era legat de relații ce deveneau foarte clare. Mocanu, acum paznic la întreprinderea balneară. Maria Spirescu, Natalia Angel, soția preadistinsului dr. Irimescu și timbre, timbre, timbre. Bine, dar nu înțeleg. În spital la dumneavoastră lăsați chiar necontrolată gestiunea,
să o numim așa, distribuirea medicamentelor, administrarea lor, numai administrarea la patul bolnavului o controlăm. În rest, vedeți, e o problemă de organizare. Deși farmaciile au un circuit închis în incinta spitalului și numai pentru spitale, ele de fapt nu ne sunt subordonate, țin de un alt for tutelar. Înțeleg. Se conta însă pe probitatea morală a celor însărcinați cu aceasta. În profesia noastră, probitatea e una dintre legi. Poate însă ați găsit ceva care să vă alarmeze? Ceva. Iertați-mă, dar mare lucru nu știm cu precizie. Totuși, se pare că se putea câștiga și în alt mod din manipulare. Desigur, desigur. Altceva, doctore? Vă mai amintiți și de alți salariați? E drept, în funcții mult mai mici? De pildă de o femeie de serviciu, Popa Valentina, de un felcer Mincu Teodor. Vag, am impresia că lucrau la Preventoriu, un mic punct medical sanitar, situat în altă parte, separat de spital. Dar nu sunt sigur, se poate cerceta arhivele, ele nu ne înșală niciodată. Cu Institutul de Aparatură Medicală aveați relații? Bineînțeles, avem și acum. Este, ca să mă exprim mai popular, mâna noastră dreaptă, atelierul nostru de scule. Pe inginerul Grigore Paul l-ați cunoscut? Vă rog să vă gândiți bine. Nu. Capitanul a scos fotografia inginerului și o așeză pe masă. Nu l-ați văzut niciodată? Vă rog să fiți atent. Nu, niciodată. Convorbirea ajunsese la așa numitul punct mort. Cu siguranță că ea va deveni banală, apoi plictisitoare, agasantă. Doctorul Georgescu, intuind probabil deznodământul, interveni. Am o propunere. Vreți să fiți invitatul meu la cină? Primul gest schițat a fost de refuz, dar brusc. Deși deranjez cu siguranță, poate că este mai bine să primesc. Mulțumesc. Sper să ne simțim bine în mod deosebit. Dumneavoastră ca oaspete, de altfel nu e o noutate, port stimă lucrătorilor de miliție, vedeți, au modestie, curaj. Altfel nu primeam, dacă nu eram convins de asta, de altfel terminasem, să nu uităm că după o vreme începem să căutăm și un prilej de discuții. Ne place să aducem corăbile la țărm, poate pentru unii ca noi sau chiar noi reprezintă uneori o oază, dar o oază plăcută, reconfortantă. Așa e? Trotuș a uitat gândurile ploioase. Se simțea alt om decât cel cu un ceas în urmă. Și totuși, doctorul avea dreptate. Așa e. Țara a fost pașnică, cu o masă plăcută într-o familie agreabilă, fără nimic deosebit, fără acel joc așteptat al surprizelor profesionale. Un lucru însă a fost consemnat totuși în agendă. O certitudine, dar o certitudine personală, deși atunci încă nicio probă nu-i dădea dreptul la ea și în timp ce scotea stiloul, se gândea că Dan Micu avea mare dreptate să creadă în intuițiile lui. Capitolul 11. A doua zi, capitanul Trotuș, deși se simțea puțin obosit, îi revenise voia bună. În ajun, totul fusese ca un duș rece, acea clipă care revine și dă forțe noi. Tabla de șah era aproape completă. Mai rămânea să manevreze unele piese. Încă nu vedea clar dacă plouă până la a doua sau a treia mutare, dar ar fi dorit o clar viziune de mare campion. Trebuia grăbit totul. Altfel, în mod cert, se va ajunge la situația când se vor pierde urmele și faptele vor deveni tot mai greu de clarificat. Venise oare din nou ora îndoielilor? Agale, traversând bulevardul, se opri la prima cabină telefonică. Ziua de azi o programase pentru inspecție, poate și pentru documentare, și cum se obișnuiește în astfel de situații, era așteptat de colegii de echipă. Aveau ordinul procuraturii, martorii din vecini erau convocați. O convorbire scurtă și totul s-a aranjat. La capătul străzii Popa Sanda, fără voie, silabisi alături de colegi. Unul de-ai noștri a descris strada, casa, curtea. Acum revăd totul ca și el. E dimineață și pare că ne aflăm într-un parc pe alei Stinghere, pline de liniște. Dar o liniște stranie, nu?
Da, tovarășe capitan, poate tristețea asta, apăsarea, se datorește și faptului că lipsește larma copiilor. Câtă dreptate avea? Înainte nu putea stabili de ce arăta astfel întreaga stradă, dar acum nu se zărea niciun copil. Poate pentru că ei, noi, părinții, facem totul, pentru binele lor, pentru fericirea lor. Să nu cunoască nici egoismul, nici trădarea, nici mizeria vieții, nimic din ceea ce este rău. Ce bine ar fi! Și cu siguranță că se va împlini și asta. Ce facem, tovarășe capitan? Intrăm? Aceștia sunt vecinii. I-am convocat pentru a fi martori la descindere. Da, te rog, inspectează puțin grădina. Dar cât mai degajat, înconjoară curtea. Poate vezi ceva deosebit. Vii apoi înăuntru. Ai deschis? Da, tovarășe capitan, echipa noastră stă la dispoziție. Sigur, tinere, ai intrat repede în casă. Simțea că îmbătrânește. Până și cuvintele nu mai erau ale sale. Tinere, a început să-l copieze pe colonel, să dea sfaturi, să țină predici. Serios, nu-i de glumit cu gândurile astea de bătrânețe. Planul casei parcă era familiar. Până și culoarea mobilierului o intuise. Dar ceea ce presupusese numai era în realitate mult mai frumos. O casă aranjată cu gust și chiar luxoasă. Piesa de mobilier la care se gândeau să-i dea o atenție deosebită era o ladă cu făr din lemn sculptat, cu unele muluri aurite și împodobită de medalioane cu picturi de pânză aplicată. A fost sarcina specialiștilor să o situeze ca datând de la sfârșitul secolului al XV-lea, din plină renaștere. Desigur, picturile erau de dată mai recentă, probabil însă tot originale. Lăsau impresia de vechi, dar numai aparent, fiindcă la o primă examinare sumară apărea că totul este recent confecționat, căutat pentru a păcăli poate vreun amator. În fond, indiferent de scopul urmărit, acest lucru nu putea fi cap de acuzare pentru nimeni, cu atât mai mult pentru o persoană particulară, gusturile fiind atât de variate. Vedea mobilierul în epocă de atunci, într-un interior decorat cu fresce, cu plafoane împodobite de ștucaturi și sculpturi aurite, pardosel de marmură, tapiserii, brocarturi, catifele, statuete din bronz. Și ceea ce căuta, ceea ce intuia precis, nu părea expus vederii. Mai mult, totul era ireal de precis, dar ireal de cuprins, un paradox atât de perfect și atât de absurd. Și nu era joc de cuvinte. Închipuiește-ți că știi, că te aștepți să găsești altceva decât vezi. Și toate astea atunci când ești sigur că intuiția ta nu dă greș. Când, după un calcul mai mult decât general, vrei să ai un rezultat excelent. De data asta, pe capitanul Trotuș îl stăpânea un neastâmpăr ciudat. Trebuia să scoată cazul din oboseala în care era împotmolit. Cerceta pe rând celelalte încăperi și constată pe viu că domnea aceeași armonie și ordine. În același timp, locotenentul major Tudor, criminalist cu experiență, raportă că afară nu este nimic deosebit de semnalat. Dar în casă, hai să ne așternem puțin pe treabă. De acord? De acord, tovarășe capitan. Biblioteca nu prea mare, câteva sute de volume, în special de artă, albume filatelice apărute la editura Meridiane. Luate fiecare la mână, n-au dezvăluit niciun mister. Ochii le erau la cufăr. Îl lăsaseră anume la urmă, l-au deschis apoi încet și au început să caute liniștiți. De pe fundul dublu, bănuit de altfel, au scos încet patru albume clasoare, pline de mărci poștale, conservate perfect. Fără voie, a luat din bibliotecă catalogul mărcilor poștale românești. A răsfoit filele știind că așa va descoperi și singur ceea ce va face mai târziu expertiza. Scurta, dar cuprinzătoarea lectură îi feri toate datele. Cert este că se impunea expertizarea acestora, poate și a altora care vor mai apare. Până atunci se bucură pentru sine. După ce privi și citi timp de o oră, conchise mulțumit că mai mult n-avea rost să rămână în vilă.
Ce facem, tovarășe capitan? Suficient? Pentru azi, da. Întocmiți procesul verbal să fie semnat de martori. Sigilați, mă rog, întregul serviciu. În hol, telefonul aștepta viața. În această casă încă, însă, nu mai locuia nimeni ca să primească sau să dea vești. Planul era acum deja fixat. O nouă așteptare. Începea finalul de etapă. Capitolul 12. Au trecut destule zile până la o nouă întâlnire cu colonelul. Nu se schimbase cu nimic. Poate sigura, singura nuanță în plus era comportarea lui, puțin prea blândă, și doar firele anchetei erau încă destul de răsucite. Nu părea supărat. Ei, tinerilor, a trecut repede vremea. O să-mi spuneți că a acționat. Că ați obținut rezultate? Așa e, unele chiar bune. Dar să recapitulăm ce s-a făcut și mai ales să vedem ce are de spus capitanul Trotuș. Da, tovarășe colonel, ce vom face, când și cât de repede? A dracului afacere, dacă așa se poate numi. Da, capitane, am citit rapoartele. Ceea ce bănuiam noi la început s-a adeverit. Toți s-au cunoscut de mult, toți sunt legați de un secret. Nu chiar un secret, dar contrabanda asta e tare păcătoasă. Timbre, timbre. Tovarășe colonel, după datele ce le cunoaștem până acum, un singur om i-a cunoscut înainte. Acesta era inginerul Paul Grigore. Tinere locotenent major, să admitem și asta, dar priviți puțin urmarea. Ne scrie la câtva timp toată mărturisirea care, de fapt, era complet opusă celei date de anchetă. A mințit atunci, sau ulterior, sau înainte și pe urmă. Toate acestea ar trebui să ne facă să avem rezerve, mai ales că apariția lui în diferite puncte, dar nu poate fi întâmplătoare. Acum știm însă destul de clar totul în privința sa, dar să înaintăm puțin în problemă. Așa cum am stabilit cu Trotuș, o echipă din cei mai buni experți contabili și tehnici ai biroului local au efectuat și depus raportul de expertiză privind gestiunea, evidența și manipularea medicamentelor cu regim special de la spitalul TBC din perioada cât au fost gestionate de cei prinși în ancheta noastră. Rezultatele? Ei băieți, totul a fost gestionat cât se poate de corect. Chiar cantitățile date la consum au rețete precise, reale și este greu de presupus că în acest fel puteau fi sustrase. Din infinit de mici porții, o provizie care să fie speculată pe diverse căi, și asta în perioada Nataliei Angel, Mariei Spirulescu. De fapt, acesta a și fost obiectivul stabilit prin expertiză, perioada în care au funcționat acești indivizi. Au muncit experții pe rupte, zi și noapte. Acesta reprezintă însă numai un aspect. Vă amintiți de convorbirea fostului director al spitalului cu capitanul Trotuș? La un moment dat, el, tovarășe colonel, era vorba de gestiune, predase gestiunea Mariei Spirescu. Trotuș a repetat perfect, experții însă nu au putut constata lipsa. De ce? Foarte simplu, în evidență totul este corect, așa că, vă este clar, atunci tocmai asta este, Maria Spirescu, plecând din unitate, nu a avut încurcături cu medicamentele sau altceva asemănător. Încurcătura se datorează altor cauze și mă gândesc, dar acum restul? Interveni capitanul Trotuș. Tovarășe colonel, am citit raportul privind valorile de artă existente în casa Mariei Spirescu. S-a confirmat oficial că acestea, în special dibrele, au o valoare extrem de mare. Ori, Maria Spirescu, chiar speculând în dreapta și în stânga, nu putea achiziționa toate acestea. Atunci, dacă le are de la profesorul Angel sau din alte surse, cert este că le-a avut. Să ne întrebăm cum au ajuns în stăpânirea ei. Sau o altă variantă, nu cumva era în tranzit. Poate că farmacista prezenta o ascunzătoare sigură. Și să nu uităm că și altcineva cunoștea ce are în casă, fiindcă nu vom putea găsi explicația. Dacă nu este acesta adevărul asupra pătrunderii în locuința lui Popa din Popa Sanda și a Ninei Miller și a doctorului Irimescu, ce vreau să ia, dacă nu din obiecte, timbre?
Sigur, timbrele, fiindcă până acum nu s-au găsit altceva și doar... Fiți convins, tovarășe colonel, că oamenii noștri nu ne-au deziluzionat până acum. Nu cred să mai fie ceva. Să admitem, deci, că așa este. Cu atât mai mult avem un argument în plus să cercetăm iar trecutul lor. Poate va fi cazul să ne documentăm despre tot ce s-a petrecut în anii regimului nostru, cu obiectele de artă, fie mobilă sau timbre. Mă refer la anchete, furturi și tot ce se poate găsi în arhivă. De acord? Da. Tovarășe colonel, interveni locotenentul Lungu, înseamnă că concluziile raportului dat de laborator vor fi de maximă importanță. Sigur, fiindcă nu cunoașteți datele legate de această ultimă problemă. Să o prezentăm. Citește totuși. Ilustrația este obișnuită, ca și scrisul. Nu au fost întrebuințate cerneluri speciale sau alte semne, dar sub timbrul lipit din seria de artă, de format 50x40 de milimetri, s-a găsit un alt timbru din renumita emisiune Cap de Bouri, neștampilat cu o valoare de 27 parale, negru pe roz, emis ca primul timbru românesc în anul 1858. Consultându-se specialiștii și renumiți colecționari, citesc lista, nu-i nevoie, mai departe. S-a stabilit cu certitudine că este timbru original și nu fals. Ce cotare în prezent în catalog, știți? M-am interesat. 300.000 de lei, dar interesantă este totuși povestea lui. Nu aceasta de azi, mă refer la apariția sa. Nu ne strică dacă învățăm și istoria poștală și filatelie, așa-i? Atunci ascultați. În 1857, în Moldova se instituia monopolul statului asupra poștei de scrisori, perioadă când de fapt începea etapa modernă în acest domeniu. Atunci se pune în aplicare reforma poștală a lui Rowland Hill, cel care a inventat marca poștală. Vedeți că în acea perioadă, faptul că Moldova trece la emisiuni proprii de timbre înseamnă și o emancipare față de Imperiul Otoman. Și astfel, în iulie 1858, apar primele mărci poștale, printre care cea mai valoroasă rămâne cea de 27 de parale. Vă amintesc că atunci la cursul visteriei un leu era egal cu 40 de parale. Au mai apărut apoi și mărci de 54 de parale și de 81 de parale, dar în cazul nostru nu prea are mare importanță. În acel an, prin decizia Direcției Poștelor și Diligențelor, s-au stabilit reguli pentru scrisori. Atunci când este trimisă pe o distanță de 8 poște, echivalent cu 160 de kilometri și au o greutate de 2,5 grame, adică 8,07 grame, se vor franca cu 27 de parale. S-au imprimat atunci 6.000 de bucăți de 27 de parale, întrebuințându-se clișee rotunde, din oțel cu un desen circular și un diametru care variază de la 19,5 mm la 20,25 mm. Pe marginea interioară a cercului este înscris cu caractere chirilice legenda Portoscrisori, iar în partea inferioară a clișeului figurează emblema universală a poștelor, adică cornul poștal, în bucla căruia este trecută valoarea de 27 de parale. În mijloc apare capul de bour cu o stea cu 5 colțuri, emblema Moldovei, încă de pe timpul lui Ștefan cel Mare. Fabricarea acestor timbre a fost efectuată pe hârtie procurată din magazinele din Iași, cu vărgături inegale ca grosime de la o hârtie la alta, cu diferență de culoare de la roz pal până la roz viu. Imprimarea s-a făcut în atelierele timbrului din Iași, o mică tipografie înființată de domnitorul Grigore Ghica. Probele de imprimare s-au efectuat cu cerneală verde albăstruie, pe 21 col de 27 de parale, fiecare coală cu 32 de mărci, fiind gata la 11 iulie 1858, 992 de mărci a 27 de parale,
ulterior imprimându-se încă 5.024 de mărci. Raritatea și importanța lor au făcut ca astăzi valoarea să crească enorm, să fie foarte căutate în străinătate, fiind cotate în valută la prețuri fabuloase. Acum apare totul clar? Clar, în ce privește biografia mărcii, dar cum a apărut la Maria Spirescu? Nu cumva cele povestite de inginerul Grigore și de bătrânul ospătar Matei încep să prindă contur? Da, totuși, poate cu puțină fantezie găsim și sursa. Nu ar fi exclus să provină tot din colecția profesorului Angel și atunci înseamnă că Maria Spirescu are o adevărată cutie de scrisori, depozit. Limbajul nu-i prea ales, dar redă fidel realitatea. Însă trebuie să umblați să dovediți, să găsim probe materiale. Să nu uităm că toți vinovații sunt încă liberi. În acest scop, eu vă propun ca totuși să reia unele date din dosarul profesorului Angel. Înțeles? Înțeles. Capitolul 13. Era o senzație ciudată. Părea că te afli în podul bunicii răsfoind caiete de școală, îngălbenite de ani. Și doar de atunci nu trecuse mai mult de un deceniu. Dosarul profesorului Angel, în fond un mic raport de anchetă, probabil o formalitate ca multe altele, se afla pe biroul capitanului Trotuș. Dar filele astea, păstrând acea atmosferă de lucru vechi, nu relatau mare lucru. Fenomenul în sine, care a dus la nașterea unui dosar cu acest nume, a fost moartea nefirească a unuia dintre colecționarii renumiți. A existat poate o bănuială. Cert este că din toate n-a rămas decât o concluzie. Moarte naturală. În fond, niciodată după scurgerea anilor nu avem mare lucru de adăugat. Privit retrospectiv, totul pare simplu, normal. Și uneori totul a fost atât de deosebit, atât de greu, încât chiar anii luați în asalt nu mai pot fi identificați. Era greu acum să pornești de la o relatare foarte sumară. Sunt necesare aducerile aminte cele mai exacte și mai amănunțite. Citi cele câteva foi de 2-3 ori. Reveni asupra frazelor. Notă câteva în bloc notes, în special cele legate de plecarea profesorului Angel la studii în Germania. Și apoi, cu litere groase, aluzia vagă că în perioada imediat pregătitoare ultimului război mondial a figurat printre simpatizanții celui mai odioase mișcări politice din România burgheză, Garda de Fier. Erau aspecte tangențiale, dar trebuiau aprofundate puțin, mai mult pentru a intra pielea personajului, cine știe la ce rezultate s-ar ajunge. Rezultat din anchetă că profesorul Angel nu a suportat niciun fel de consecințe negative în urma relațiilor cu aceștia, fiindcă, de fapt, nu a avut o participare activă, ci s-a mărginit să fie numai un observator atent. Oricum, astăzi nu mai contează, omul e mort de mult. Era necesar un telefon. Locotenentul colonel Florescu, cel care a efectuat ancheta la vremea respectivă, a răspuns prompt. De fapt, capitanul Trotuș îl considera prieten, numai că trecea uneori luni fără să se întâlnească, fără acele plăcute întârzieri de bărbați la un par de vin, într-o noapte plină. Dar prietenia nu se uzează, ba, parcă îi și priește un asemenea regim. Locotenent colonelul l-a întâmpinat cu căldură. Știau amândoi că trebuie să facă un schimb de mesaje oficiale în elucidarea unei probleme. Anumite detalii în biografia cazului vechi puteau să îndrepte interesul anchetei de azi pe o cale nouă. Rămânea acum ca și capitanul Trotuș să aștepte puțin timp și împreună cu locotenentul colonel Florescu să răsfoiască un morman de vechituri și fișe, o întreagă arhivă. Cine știe ce va apărea. Și un nou început de drum a fost tăiat. O călătorie plăcută în plină toamnă. După cercetări lungi și minuțioase, împreună cu locotenent colonelul Florescu, a ajuns la concluzia că un anume Badea Teodor, contabil, domiciliat în orașul R, ar putea da relații despre profesorul Angel. Bineînțeles, acestea se refereau la perioada dinainte de război.
după confirmarea miliției că domiciliul celui căutat a rămas același. Nu a lipsit nici micul duel fiecare dintre ofițeri, susținând să-l cheme oficial pentru relații. A învins o idee mai bună. E greu de stabilit cine a fost cu propunerea, să se meargă la cel căutat. Omul se simte mai în largul lui, povestește mai liniștit și apoi nu doreau numai amintiri, ci și date precise, legate de acea perioadă învolburată, tulbure, nu numai din viața unui om, dar și a țării. Erau aceste destine și timpuri, atât de înlănțuite, atât de organic influențate, încât cu greu se mai putea stabili partea fiecăruia de vină. Istoria își spusese cuvântul și mergea înainte. Ocolind sediul miliției județene, mașina condusă de locotenent colonelul Florescu se opri la sediul telefoanelor. Venise cu viteză. Florescu luă în grijă lui primele treburi. Trebuia să caute persoana la telefon și eventual să afle unde se găsește, dacă nu e cumva acasă. Trecuse destul timp de la întâmplare, dar așa cum se dovedise în alte cazuri, uneori soarta e mai decisă decât orice calcule prealabile. Ofițerul a format numărul, dornic să audă un răspuns afirmativ. Domnul Badea? Da. La telefon o veche cunoștință. Nu vă pot spune deocamdată cine, în orice caz un om bun. Rămâne secret numai pentru câteva minute. Vreți să veniți în oraș sau preferați să mă deplasez eu până la dumneavoastră? E mai greu pentru mine. Aș prefera să veniți dumneavoastră aici. De 2 ani am ieșit la pensie și am grijă de o stupină. Îmi fac de lucru cu ea. Chiar acum tocmai mă pregăteam să merg la albinele mele. Vă aștept. În regulă, atunci venim imediat la dumneavoastră. Mai sunt cu cineva, un prieten care ar vrea și el să vă cunoască. Sperăm să nu vă deranjăm prea mult, încheie încântat Florescu. Cunoștea bine orașul, din zilele imediat următoare instaurării puterii populare. Meseria îl făcuse să cunoască fiecare stradă, în unele locuri chiar casă cu casă. În ultimii ani însă a început să viziteze tot mai rar localitățile județului. Șefii au fost de părere că experiența și tehnica lui sunt folositoare într-o muncă de conducere și coordonare. S-au găsit alții, mai tineri, care să umble, să acționeze direct unde era nevoie. Măi, Trotuș, la mare lucru să nu te aștepți, dar să-ți contăm pe elementul surpriză. Fii sigur că își amintește el foarte bine și că știe o mulțime de lucruri care ne-ar putea interesa. Noi să fim atenți și să-l călăuzim pe drumul dorit de noi. Înțeles? Înțeles. Parcă am ajuns, nu? Mergeau pe o străduță de cartier, liniștit, aflat înspre marginea orașului, cu grădini și curți mari, cu flori ieșind prin stinghiile gardului. În jur stăpânea o liniște de parcă întreaga stradă era locuită de pensionari. S-a oprit la numărul 9. Au parcat Opelul, urcându-l puțin pe trotuar. Teodor Badea îi aștepta în poartă. Era un bărbat înalt, cu păr des și alb, îmbrăcat cu o cămașă bleomarin, deschisă la gât. Avea obrajii bronzați de soarele verii care tocmai trecuse. Zâmbea ușor, puțin îngrijorat, puțin stânjenit, ca atunci când nu știi care e cea mai nimerită atitudine care trebuie să o iei. Bună ziua, domnule Badea, mă mai recunoașteți? O luă înainte Florescu. Cred că da, nu sunteți locotenentul major Florescu, răspunse el destul de timid. Eu, tot cu tot, dar ce vânt vă aduce, iarăși încurcături? Și continuă, dar poftiți în casă. Am vrea mai bine să ne așezăm la umbrarul din vie. Ne-am simțit mai în largul nostru, mai ales că suntem în vizită. Mustul cum a ieșit? Bine, bine și mult, răspunse omul mai convins că nu la el e cazul. Luați vă rog, aduc îndată o cană și niște pahare. Domnul, capitanul Trotuș. Aha. Rămași singuri, Florescu și continuă gândurile cu glas tare. Acum mi-l amintesc perfect. După anchetă, fiindcă în anii regimului nostru, Badea s-a ocupat cu tot felul de afaceri, negustorii, ce mai, și a primit însă porția la vremea respectivă. E orașul profesorului Angel? Întrebă Trotuș nerăbdător să ajungă la miezul problemei. Întocmai, imposibil ca acum, când se simte în perfectă siguranță, să nu ne spună ceva care ne interesează.
dacă, bineînțeles, are ceva de spus. Din casă a apărut Badea, ținând în mână o tavă cu trei pahare și o cană mare plină cu vin. Ciocnirăm. După liberare, am lucrat la un șantier de construcții. Apoi m-am pensionat. De atunci nu am mai avut niciun fel de neplăceri. Simți Badea nevoia să se explice. Normal. Dar cu ce vă pot fi de folos, se arătă el nerăbdător. Ei, Bade Toadere, ești de acord să vorbim deschis? Ca întotdeauna, domnule, locotenent colonel. Bine, pe profesorul Angel l-ai cunoscut? Nu mi-amintesc de când să fi plecat din oraș. Mi se pare că a și murit, acum câțiva ani. Văd că iarăși încep ca atunci. Mi se pare, poate, nu știu exact. De formația, domnule anchetator. Vezi, ți-am spus doar că suntem în vizită. Vrem să te întrebăm câteva lucruri și dacă le cunoști, ne le spui, dacă nu, nu. Acum aș vrea însă să vorbim deschis, sincer. Trebuie să lămurim niște lucruri tare încurcate. De acord? De acord. Atunci spune-ne ce știi despre profesorul Angel. L-am cunoscut. A trăit mult timp în orașul nostru. A murit acum câțiva ani în ce? Se zicea că de inimă. Eu unul însă cred că n-a fost numai așa. Farmacista aia nevastă sa avea ochii tare răi. Ochii răi, buze subțiri, Doamne ferește! Poate să nu fi fost nimic din ceea ce cred eu, dar... Dar ce? A umblat zvonul că profesorul avea o imensă avere investită în timbre. El bătrân, fata tânără, de, tentațiile sunt mari. Se zvonea sau... Ei, și dumneavoastră, omul nu mai poate să se îndoiască? Ați spus să discutăm deschis. Mi-a spus și eu numai o părere. Emiți o părere numai când te îndoiești de ceva. Avea sau nu avea o avere? Avea o colecție întreagă de lucrări de artă. Dracu știe dacă nu a contribuit și asta la... A plecat de mult din orașul dumneavoastră? Asta nu mai știu. După război nu l-a mai găsit. Când am venit de pe front, am aflat că s-a stabilit în orașul C. L-ai cunoscut destul de bine. Îi făceai vizite? Bineînțeles. De ce? Păi dumneavoastră nu știți. După război, voiam să punem țara la cale. Prostii, gândesc cu mintea de acum. Ne organizam, ne asiguram de notorietățile orașului și el era, cum să vă spun, nițel de-ai noștri. Nu înțeleg. Ei, și dumneavoastră, fii mai clar, omule. Angel a făcut studiile în Germania. Doar nu vrei să spui că toți care au studiat acolo... Nu asta vreau să spun. Dar el, totuși, la începutul războiului, când au venit fașiștii în țară, se zvonea că profesorul ar fi avut niște prieteni la Gestapo. Poate a fost o simplă întâmplare. Ce bănuiești? În special de pe vremea când studia în Germania? Ei, erau multe probleme de discutat. De ce nu l-ați întrebat atunci? Într-un fel am căutat noi să aflăm, dar nu ne băga în seamă. Se ținea tare mândru. Ne temeam de el. Ce mai? După câte știu, în acest oraș, dumneata erai unul dintre oamenii cu influențe, parcă și nițică politică. Cam așa este. Iarăși începi? Zâmbi Florescu. Iar nu ești sigur. Eram, răspunse apăsa Badea. Nu bănuiești totuși ce legătură avea profesorul la Gestapo? Poate avea un prieten, ofițer acolo, o cunoștință de pe timpul studiilor. Și asta, dar cum să vă spun drept? Nu știu să explic mai mult, dar eu și atunci și acum bănuiesc că nu a fost lucru curat. Avea el legături de altă natură cu nemții și mari de tot. Bine că a murit. Tocmai, dacă a murit, ce să facem? Badea se gândi o clipă, mai simți nevoia să adauge. Soția asta a lui a cunoscut-o pe urmă. Mai târziu, de data asta a intervenit capitanul Trotuș. Dorea unele clarificări. Voia să ajungă mai repede la anii din urmă. Dar în perioada când a locuit în orașul dumneavoastră, nu vă aduceți aminte vreo relație, vreo prietenie? Mă refer la o femeie. Un om ca el nu putea să trăiască singur. Știu eu dacă femeia o mai fi pe aici, gurile rele vorbeau provincie, ce vreți, se comentează totul. Se spunea că ar fi trăit cu o călugăriță Zenovia, de la mănăstirea din V, la vreo 10 km de aici. O fi plecat, o fi rămas în țară, nu mai știu. Pe atunci am văzut-o. Și zici că se cunoșteau bine? Bine de tot.
Lumea a văzut. O călugăriță nu e greu de remarcat când intră de multe ori în aceeași casă. Au durat mult timp relațiile dintre ei, câțiva ani, sigur, cu ore exacte, cu fereli, cu vizite lungi. Tot lumea bată norocul. Pentru asta te-am deranjat, scurtă brusc locotenent colonelul discuția. Și zici că nu mai știi nimic. Nimic. Eu nu eram în cârt cu el. Altfel nu aflați dumneavoastră? Bine, bine, măi omule, dar acum te întrebăm în afară de... Atât am știut pe cuvânt de onoare. Un pahar nu mai gustați? Gustăm, însă o să venim special pentru asta, în altă zi. Șaulă a rămas bun și au ieșit de sub umbrarul plăcut al casei, îndreptându-se spre maica Zenovia. Locotenent colonelul conducea repede pe serpentinile frumoase ale orașului. Mănăstirea se afla sus pe deal, străjuind orășelul din latura de miază noapte. Au ajuns în nici jumătate de oră. Clădirea albă, mereu văruită și teribil de curată, se vedea printre copaci înalți. Roțile mașinii scrâșneau pe pietrișul mărunt. Ei, Mircea, ești mulțumit? Întrebă locotenent colonelul. Să spun da, apar însă acum alte probleme. Dacă am intrat în horă, trebuie să descurcăm problemele. Mă tot gândesc la ciudata legătura lui Angel cu... Florescu însă se găsea într-un moment de meditație. Vorbi cu glas tare. Vezi tu, prietene, stând ani de zile lângă un om, începi să crezi că îl cunoști. Și nu este rău, dar apar situații și fapte și afli că omul pe care părea că îl cunoști, curat, bun, cinstit, corect, este de fapt un altul. Altfel, din foarte multe puncte de vedere. Sigur că multe dintre aceste cazuri sunt excepții, dar noi nu putem să nu le luăm în seamă. Numai așa curățăm drumurile. Generațiile de mâine ne vor ridica un monument. Cu siguranță, zâmbi el. Ei, fiecare cu satisfacțiile și necazurile lui. E adevărat că uneori ajungi în meseria noastră să crezi că e mai rău, că e mult rău și urât în lume. Totuși, nu aș părăsi-o niciodată. Mă simt legat de ea până la moarte. Sunt poate caragios cu declarațiile mele, dar mi-ar fi imposibil să mă apuc de altceva. Să nu ne mai gândim. Hai, du-te și deschide poarta. Nu face să claxonăm în mănăstire. A pornit pe alee, prinzând din urmă grupurile de turiști. Un puștan cu 5 capre dădea ocol mănăstirii. Ce faci, mă, le dresezi, glumii Florescu? Nu, nene, le duc la mulți. Ale lor nu au lapte? Știu eu, or fi înțărcat. Florescu zâmbi. Și maica Zenovia bea lapte? Aia bătrână? Aia. Nu mai stă în chilia din stânga? Nu a stat acolo niciodată. De ce nu spuneți că pe ea o căutați? Uite-o că vine încoace. Eu plec. Bună ziua. Drăguț puștul. Hai la maica. Poate să ne spună câte ceva. Cel mai potrivit ar fi să discutăm în bibliotecă. Cu siguranță că mai există camera aceea înțesată de tipărituri și cărți vechi, alături de muzeul mănăstirii. Invit-o tu, de acord? S-au așezat confortabil la masă, nu din bibliotecă, cum crezuse, aceasta era închisă pentru renovare. Ci pe scăunelele de lemn aduse de maica Zenovia, în fața unor păhărele cu agrișată, veche de 2 ani, după spusele ei. Păreau deja cunoștințe vechi, vorbeau în șoapte cu o sinceritate nepusă la îndoială. Ei, măicuță, cum trec anii? Trec, într-adevăr. Parcă ieri profesorul Angel, chipul maicii Zenovia se întuneca abia vizibil. Erați mai tânără, aveați visuri, sperați în fericire. De ce mi-a amintit toate astea? L-ați cunoscut pe profesor? Fiindcă sunteți de la miliție, probabil că știți exact că l-am cunoscut. Mi-am închipuit eu că odată și odată se va afla. Dar l-am cunoscut. Orice taină trebuie să fie dezlegată până la urmă. Cred că i-a venit rândul și tainei mele. Maica Zenovia a început să vorbească încet ca pentru sine. Atunci când taina pe care o păstrezi nu ți aparține și te hotărăști să o dai la iveală, sigur nu aștepți decât prilejul potrivit pentru mărturisire. Dar mărturisirea nu poți să o faci în fața oricui. Trebuie să-ți fie cineva foarte, foarte apropiat, care aflându-ți taina să fie în stare să ți-o primească, dându-ți
și siguranță și liniște și mulțumirea sufletească pentru că ai scăpat de o povară apăsătoare. Maica Zenovia vorbea tărăgănat și domnul puțin timid, parcă ar fi relatat o poveste, asemenea unei bunici la gura sobei, despre dragostea ei din tinerețe. L-am cunoscut de mult pe profesor, nu aici, la Viena. Era tânăr student, foarte serios. Se deosebea mult de ceilalți colegi. Cult, manierat, studios, într-un cuvânt, totul îmi plăcea la el. Studiam și eu la Universitatea din Viena. Eram în vacanță. Ne-am cunoscut repede, cu lungi plimbări pe bulevardele orașului, în parcuri la Școala Spaniolă de Călărie. Admiram împreună colecția de artă grafică Albertina și întotdeauna ne opream numai la unele dintre acele celebre cafenele vieneze. Se servea cafea neagră tare și aromată, cu frișcă bătută. Fiecare local cu rețeta lui. Mi-amintesc și acum. Câteodată, dar numai câteodată, ne opream în Grinzig, într-o mică cârciumioară. Mâncam pui fript și gustam vin nou. Se numea La Calul Roșu și un moșneag ne cânta în surdină la chitară. Duminica ne petreceam în prater, pe malul Dunării sau la hipodrom. Era minunat. Dar de ce vă spun eu toate acestea? Poate vă plictisesc. Amintiri de femeie bătrână. Continuați, vă rog, și aducerile aminte își au rostul lor. Aveți dreptate. Asta era atunci. Distracții și veselie. Lumea ni se părea a noastră. Totul, dar absolut totul, credeam că ne aparține. Eram convinsă că profesorul ține la mine, că nu va veni niciodată ziua despărțirii. S-au întâmplat lucruri a căror importanță în viața lui și pentru noi amândoi nu le-am înțeles. Poate nu atunci a fost atras în politică. Poate mai târziu, dar în măsura în care a fost odată amestecat, desigur că acolo a fost începutul. S-am prietenit cu Carol, pe vremea aceea un tânăr coleg de-al nostru, despre care am aflat mai târziu că era fascist. Zilele, serile noastre se răreau tot mai mult. Profesorul și Carol deveniseră de nedespărțit. Cafeneaua noastră era acum cafeneaua lor. Niciodată nu am participat la întâlnirile cu el. Și s-a întâmplat inevitabilul. Într-o seară, în urma unei discuții violente, ne-am despărțit definitiv. Nu mai puteam continua. Eram prea orgolioasă. Așa socoteam că este demn, că este mai bine și mai cinstit. Pentru amândoi și mai ales pentru... Maica Zenovia s-a oprit brusc. Pentru viitorul nostru copil. Eram însărcinată. Atunci nu mi-am făcut multe probleme. Nu am vrut să ne împăcăm, fiindcă aveam o mare ambiție, o mare mândrie, firească pentru orice om jignit. Maica Zenovia povestea fără inflexiuni, în timp ce ofițerii făceau în gând câte două, trei ipoteze asupra modului de evoluție a faptelor. Dar copilul îl întrebă capitanul Trotuș. La puțin timp am născut o fetiță. Mă stabilisem în alt cartier, dar pe profesor nu l-am mai văzut. Avea un aer atât de serios, încât chiar și eu îi ziceam profesorul. Știa de copil? Desigur, știa că aștept un copil. Nu a venit să mă caute, să mă ajute, să întrebe de noi. Vă dați seama de situația delicată în care mă aflam. Trebuia să fac ceva. În loc să mă liniștesc, să studiez mai departe, eram obligată să mă zbat să cresc copilul. Am ales calea cea mai ușoară și mai simplă. M-am călugărit. Fata am dat-o în țară la leagăn și, uite, am continuat să trăiesc. Cum se numea fetița? Desigur, purta numele meu. Niciodată nu m-am gândit atunci că un nume ar conta mult. Și apoi nu-mi trecea prin cap să-l caut, să umblu după el. Să cer iertare, poate să-l rog să aibă grijă de copil. Și fetița a fost botezată Nina. Cum? Nina. Era un prim șoc, foarte puternic. Capitanul Trotuș făcuse o mulțime de supoziții, dar la asta nu se gândise. Însemna că afacerea foarte complicată devenea dintr-o dată foarte clară. Instinctiv se ridică de pe scaun și goli repede păhăruțul cu agrișată. Iertați-mă, spuse, am făcut unele apropieri. Da, fetița se numea Nina și de atunci, firește, cu acest nume a rămas. Și continuă. În vremea aceea au început zilele negre pentru mine.
Mă zbăteam de dorul copilului, dar mai mult nu puteam face. Am suferit și atâta tot. N-am făcut nimic. Am așteptat ceasul acela când timpul va rezolva totul. Sau măcar o parte. La și gândesc acum, așteaptă cu inima încleștată sorocul fatal. Pentru mine sorocul nu a fost prea sever, numai în aparență. Maica oftă adânc, cu privirea fixată în gol. Iertați-mă, multe din câte vă spun nu vă interesează, cu siguranță. Vreți totul despre Angel. Mi-e greu să mă desprind de viața mea de amintiri. Poate vă plictisiți, dar nici eu nu pot să spun totul numai așa. Desigur însă că veți alege ceea ce vă folosește și veți lăsa deoparte povestea mea sentimentală. S-a lăsat liniște și nimeni nu a întrerupt-o. Acceptarea tacită a ofițerilor a făcut-o pe maică să continue. Se apropia războiul. Nu era nevoie să ai o minte prea isteață ca să pricep că focul se întinde la tot pasul. Hitleriștii intraseră în țară. Se spunea atunci că vin ca aliați. Dar n-a vrut domnul. Știți cum a fost. Vă amintesc pentru că într-una din acele zile l-am văzut întâmplător în oraș pe Carol, echipat ca ofițer superior, purtând însemnele SS. Imaginea lui de atunci rămâne pentru mine numai o tristă amintire. Știind că profesorul revenise în țară și se stabilise în oraș, fără să-mi dau seama, l-am căutat. Chiar în acea zi, îmi simțeam inima gata să pleznească. Era mai emoționată tare. Totul a decurs firesc, mai firesc decât mi-am închipuit. L-am privit drept în ochi, dar el nu a clipit. E tare greu să revezi în totală indiferență după atâția ani bărbatul la care ai ținut mai mult ca la tine. Fiindcă atunci, ca și azi de altfel, indiferența era numai din partea mea. Dar eu am ținut tot timpul la el și în acea zi m-am convins încă o dată. Maica Zenovia zăbovi o clipă cu ochii în gol. Dar iertați-mă, însă aceste lucruri nu mi le-am spus decât în minte și le-am repetat la infinit în nopțile mele de nesomn și veche. Acum am prilejul să le aud eu singură, de față cu dumneavoastră, să mi le spun mie, să-mi răsune mie în urechi, dar să continui. Am discutat foarte puțin cu profesorul. Rețin că m-a întrebat de ce am intrat în mănăstire și ce face copilul. I-am răspuns cu lux de amănunte, dar mi-am dat apoi seama că întrebarea lui a fost formală. Cunoștea aproape totul despre mine. Mă urmărise tot timpul sau cineva îl informase. Politicos m-a așteptat, m-a ascultat și poate fără voie am revenit în discuția noastră la Viena la acele clipe minunate petrecute în doi. Poate l-am înduioșat sau, Doamne ferește, i-am provocat nostalgie, căci îi curgeau lacrimi din ochi. A vrut să mă îmbrățișeze. Nu știu ce final ar fi avut gestul dacă chiar atunci n-ar fi sunat cineva. Profesorul s-a reculat brusc, m-a rugat să trec într-o încăpere alăturată, probabil birou și bibliotecă de lucru. Am așteptat tăcut o vreme, până ce am simțit că a intrat în cameră Carol. Carol în carne și oase. Prezența lui mi-a făcut rău. Aveam totuși o satisfacție măruntă de femeie că am reputat o mică victorie împotriva lui. Venind eu prima aici, Carol mă înspăimânta și mă îngrozea în același timp. El ne distrusese fericirea. El ne destrămase iubirea și nu înțelegeam cum, prin ce mijloace. Vorbeau în germană și, deși cunoșteam puțin limba, iuțelea convorbirii și faptul că mă aflam în altă încăpere nu-mi permitea să pricep. Câteva lucruri reveneau mereu. Arestări, execuții, sechestru, timbre, valută. Mi-am dat seama că nu era o conversație despre artă între doi amici, ci mai degrabă se aranja o afacere. Începeam să mă plictisesc, dar n-aveam încotro. Mi-am aruncat ochii spre bibliotecă. Destul de mică, dar înțesată de cărți, iar pe birou o listă cu nume și adrese străine. Oare la ce foloseau? Și dintr-o dată am făcut legătura cu ce se vorbea alături, despre jefuirea prăvăliilor și despre schingiuirea unor oameni, despre arestări, despre crime la miez de noapte. M-am îngrozit și mi-am făcut repede semnul crucii. Maica Zenovia își agită iarăși mâna în semn de cruce.
Când am revenit în cameră, după plecarea lui Carol, am deschis din nou discuția despre noi. Nu voia să-mi precizeze niște chestiuni care pe mine mă interesau extrem de mult. Din contră, le ocolea cu multă dibăcie. Bineînțeles că l-am întrebat până la urmă și de Carol. L-am avertizat că nu face bine să stea în compania lui. Nu m-a contrazis, nu a ripostat cu nimic, dar cu același ton pe care altădată îl cunoșteam atât de bine, cu superioară toleranță, a căutat să-mi explice. Mai mult a încercat să mă convingă să-mi explice unele idei. Am considerat absurd să-l las să continue. Profesorul nu mai era omul cunoscut de mine. Spunea și gândea lucruri odioase. Mi s-a părut chiar puțin că am zdruncinat la minte. Ați observat atunci schimbări în comportamentul lui sau... Nu știu exact ce, dar se schimbase, hotărât se schimbase. M-a frapat însă un lucru. Avea ceva rău în el. În priviri, în mimica feței, în el tot. Fiind stăpânit din fire, dominându-se pe sine, te putea induce în eroare. Eu, care l-am cunoscut atât de bine, nu mă puteam înșela. Mi-a vorbit despre copilul lui. Am crezut că e vorba de Nina, dar m-a lămurit că se referea la cealaltă fiica lui. Am omis să vă spun că între timp, adică de la despărțirea noastră, se însurase. Soția i-a murit la naștere, dar copilul, o fetiță cu numele Maria, a scăpat. Maria? Da, Maria. Trăiește? Acum da. Acum însă, Doamne, exclamă reținând maica, ce rost au toate astea? Știți dumneavoastră mult mai bine urmarea. Să reluăm însă firul de unde am rămas. Da, vă rugăm să continuați. Îmi vorbea cu atâta patimă de copilul său, încât, deși nu era al meu, am rămas impresionată. Se îngrijea să-i asigure viitorul, un viitor strălucit, ferit de orice necazuri. I-am amintit că mai are un copil, al nostru. A reacționat frumos. Mi-a propus chiar un lucru neașteptat. Să o înfiez pe Maria pe numele meu civil. Mai mult să o iau și pe Nina, de la casa copilului și, bineînțeles că, desigur, am acceptat. De fapt, nici nu este cazul să explic. Era mamă, oricât încercam să uit, începusem să mă îngrijesc, măcar acum, de viitorul fetei. Mai mult speram că într-o reîntoarcere a profesorului, dar faptul nu s-a întâmplat. Amândouă fetele au fost trecute pe numele meu și le-am dus în oraș, la o gazdă, unde au copilărit și au învățat împreună. Diferența de vârstă între ele era mică, una în clasa întâia de liceu, cealaltă în a treia. Și ceea ce nu puteam explica și nici acum nu-mi explic, este că semănau între ele ca două gemene. Le îmbrăcam la fel, petreceau vacanțele împreună, de multe ori le găzduiam la mănăstire zile de-a rândul. Nu se știa că erau fetele mele. Nu mă feream, dar nici nu vroiam să se afle. Înțelegeam, e și normal. Cum vă numeați dumneavoastră? Probabil și fetele au căpătat același nume, nu? Da, se numeau atunci Spirescu. Mai târziu, amândouă au fost căsătorite și au luat numele bărbaților. Spirescu, deci, am exclamat amândoi. Ofițerii așteptau într-o mare încordare. Acum se destindeau ca un arc. Răsuflară ușurați, mișcându-se pe scaune. Locotenent colonelul interveni. Speram să nu vă opriți aici. Puteți continua povestea maică Zenovia? Da, primeam regulat bani și alte lucruri necesare de la profesor. Uneori mi le expedia chiar la mănăstire, dar niciodată nu le aducea el. Fie că se ferea, fie că Dumnezeu știe. De altfel, asta mă interesa mai puțin. Aș fi intrat în panică, poate numai dacă nu mai trimitea bani. Fetele crescură mari. Intraseră la universitate, iar eu nu m-aș fi putut descurca în niciun caz singură. Într-o zi însă, una din fete s-a îmbolnăvit grav și am avut nevoie de el. L-am căutat acasă. De la acea întâlnire, când cu venirea lui Carol, nu-l mai vizitasem. Atunci însă eram în panică, de aceea l-am vizitat. Lipseau alimentele, medicamentele, și tocmai de medicamente și alimente aveam nevoie pentru fată. I-am povestit ce m-a dus la el. Nu s-a supărat, dar mi-a spus deschis că nu are bani. Ce puteam face? L-am văzut pentru prima dată cum se frământă neputincios.
M-a întrebat, despre ce medicamente e vorba? Penicilină? Cred că da, i-am răspuns, nu se găsește decât la negru. Eram convinsă că se descurcă greu cu banii. Lucra intens, traducea, colabora la publicații și totuși... În curând o să avem avere, mi-a spus el frenetic, dar acum suntem săraci. O să merg eu la doctor să-i explic, o să încerc să rezolv într-un fel. De fapt, am mers la un farmacist, unul Mocanu, care i-a făcut rost imediat de medicamente. Fata se găsea în afară de orice pericol. Seara târziu mi-a spus iarăși că foarte curând va fi bogat, că vom avea avere, dar până atunci trebuia să mai răbdăm. Era prima dată când se exprima la plural despre amândoi, sau noi și fetele. Ceva tot am priceput. În perioada cât nemții erau în țară, cu ajutorul lui, mai precis a listelor lui, Carol și oamenii săi au scotocit la adresele unde se găseau obiectele de artă, timbre rare. Au adunat un adevărat tezaur. Partea leului a rămas la Carol, dar și nemții, gândindu-se și ei la zilele negre, în loc să le predea oficialităților, le-au dosit. Am înțeles în seara aceea că după înfrângerea lor, Carol nu a reușit să le scoată din țară pe ale lui. Mai mult că profesorul bănuia locul unde le ascunsese. Nu știu dacă așa am dedus eu sau chiar mi-a spus. S-ar putea ca să-mi fi spus chiar el. De ce nu s-a știut până acum de o asemenea comoară? Se miră capitanul Trotuș. De la mine nu s-a aflat. Mie personal nu-mi trebuie nimic. V-aș întreba totuși cum s-a utilizat acest tezaur. Maica a trecut voluntar sau nu peste precizarea cerută și continuă. Mai târziu, profesorul mi-a mărturisit pe ocolite că într-adevăr cunoaște unde sunt ascunse timbrele, dar nu are rost să le folosim, întrucât banii nu valorau mare lucru. Se devalorizau din zi în zi. O parte din timbre le-a vândut, a construit o casă nu prea mare, apoi a dat mulți bani Mariei, fiicei sale. Maria s-a aranjat cu tot ce-i trebuie în capitală. Vindea din când în când câte ceva din timbre și perioada crizei și a foametei a trecut pe nesimțite. Mă miram uneori, văzând cum sunt demascați cei care au colaborat cu fașiștii, iar profesorul nu este pomenit niciodată. Poate cei care îl căutau nu au avut dovezi suficiente, sau el nu a dat de bănuit. Dar Denina de ce n-a avut grijă? A vrut locotenent colonelul să scoatem discuția într-o altă parte. Cu ea este altă poveste. Sunt convinsă că nu o neglija. O iubea foarte mult și am credința că își făcuse planuri mari. Într-o zi s-a prezentat la el un străin. L-am cunoscut și eu. A cerut-o în căsătorie și noi am acceptat, mai ales că și Nina l-a vrut. Plecarea din țară a fost o simplă formalitate. E destul de bizară apariția bruscă a străinului. Nu ați bănuit nimic? Știți cum a cunoscut-o pe Nina? Cum a ajuns să se hotărască să ceară mâna fiicii dumneavoastră? Nu aveam bănuiel. Lucrurile se prezentau cât se poate de clare. Mi-a trecut prin minte că străinul poate să fie prieten sau tovarăș de afaceri cu Carol. Sunt convinsă că spera, prin căsătorie, să pună mâna pe colecțiile de timbre. Mai târziu am aflat că era chiar fratele lui Carol. Carol fusese prins după război și condamnat la închisoare pe viață pentru crimele comise în Franța. Șanse de supraviețuit, de a supraviețui nu prea existau, fiind suferind de cancer. A și murit de altfel, eliberat după câțiva ani din detențiune. Fratele său, da, așa se numește, Miller, în cuvință maica. Deci domnul Miller, care a mai venit pe la noi prin țară, a căutat să intre în posesia timbrelor furate de Carol în timpul guvernării fasciste și parcă ghicindu-le gândurile adăugă. A venit și aici, mai ales vara, odată la 2-3 ani. Se plimbă prin toată țara, singur, pe profesorul Locolea. Nu știu ce mă face să cred că aflase adevărul și că se ferea să afle și mai mult. Altfel, ce l-ar fi împiedicat să-și recapete averea? Poate se opunea profesorul. Nu e de crezut, deși în ultima vreme se înhăitase cu o femeie dubioasă, cu care s-a și căsătorit. Cu cine? Natalia. Profesorul spunea că e farmacistă sau medic,
O admira zicând despre ea că e frumoasă și cultă. Și dumneavoastră ce părere aveți? Despre ce? În viață, Mirana, nu mai există loc pentru mine. Eu mi-am dăruit viața Domnului, mă străduiesc să-i înțeleg și atât. Și totuși, mi-am reproșat simțăminte de femeie gânduri urâte. Și știți, e păcat să ai asemenea gânduri. Nu-mi sunt îngăduite. Eu nu puteam să mai fac nimic. Și chiar dacă aș fi bănuit pe cineva, mi-era peste putință să vorbesc. Dar de bănuit am bănuit. Sunt femeie și sunt convinsă că dumneavoastră și acum credeți că am vrut să mă răzbun. Nu, să nu credeți așa ceva. Așa ceva nu am făcut, ferească Sfântul. Dar am bănuit că soția lui ultima nu este străină de moartea profesorului. Inima? Orice, dar numai inima nu. Mi-am zis că doctorii știu să pună un diagnostic, dar m-am gândit că mă mai pot și greși, mai ales atunci când nu trebuie neapărat să urmărești un vinovat. Natalia era tânără, frumoasă, așa cum o descria el mereu. De faptul acesta s-a convins cu siguranță și alții. Atunci ce să mai cauți acolo în carul cu fân? Pentru un om bătrân merită despica firul în patru și când nimeni nu ți-o cere în mod expres, iar doamna, nimic de zis, părea onorabilă. Părea, din moment ce eu am credința că nu era onorabilă, spun că părea onorabilă. Nu am văzut-o decât în fotografie, dar instinctul mi-a spus că e o femeie rea, cu gânduri murdare și dorea dispariția profesorului. Poate că acestea sunt gânduri de femeie nefericită față de rivala care i-a luat locul. Nu trebuie să le luați în seamă. De ce nu a încercat atunci să scape mai repede de el? Când vrei să pui mâna pe o avere ca a profesorului, trebuie întâi să știi cât e de mare, să o evaluezi. Asta cere timp. În rest, i-a fost ușor, fiindcă profesorul era îndrăgostit lulea, o diviniza. De unde dețineți asemenea amănunte? De la el. Uneori ne mai întâlneam, întâmplător. Întotdeauna mă tachina aproape răutăcios. Ajunsese să fie prea sigur pe sine, un infatuat. Dragostea îi întunecase mințile. Asta nu mă descuraja cu nimic, că eu nu simțeam insinuările. Totuși, în ce fel credeți că a murit? Cu siguranță de moarte naturală. Eforturi, petreceri, mâncări bogate, vinuri, cafea, tutun, la o anumită vârstă, toate devin adevărate otrăvuri. Și atunci de ce să bănuim pe cineva anume? Este oare drept? Povestea maicii Zenovia se terminase, părea că vorbise cu ea însuși, își chemase cu glas tare amintirile frumoase și triste, amintiri care formau toată viața ei, o viață destul de onestă, în care nici mari întâmplări n-au existat, dar nici mari drame. Zâmbea obosit, cerând parcă puțină îngăduință pentru slăbiciunile ei de femeie. Ofițerii au sorbit părerile cu agrișată, lăudând priceperea maicii. În sfârșit, după două ceasuri, sosise momentul plecării. Pentru ziua de astăzi era destul. Plecau mulțumiți. Se făcuse seară și pădurea din jurul clădirii foșnea. S-au întors pe același drum într-o noapte plină de stele. O flacără de sondă undeva departe vestea un izvor de viață. Ei, capitane, avem câteva date. Știm destule despre profesor, despre femeile eventual implicate în această afacere murdară. Ceea ce rămâne să aflăm este de ce a fost omorâtă Maria Spirescu. Căci de aici am pornit și aici trebuie să ajungem. Poate pentru timbre, cine e criminalul? Mai trebuie să descoperim de ce a venit Nina în țară, de ce umblă singură peste tot. Și mai sunt și alte lucruri de clarificat. Capitolul 14. Cu siguranță, capitanul Trotuș a bănuit la început că este confundat de vecinul de apartament, fiindcă, ce să mai lungesc povestirea, era înștiințat că un anume Stoian, pensionar, are ceva deosebit de comunicat miliției și cum s-a gândit întâi la vecin și în timp ce pregătea dușul a format numărul unui vechi prieten de la evidența populației, un capitan de miliție, hazliu, dar cunoscător al capitalei, și relatându-i ce vroia, a așteptat rezultatul. La scurt timp, deținea toate informațiile. În plus, a mai purtat o discuție telefonică cu un amic, care de fapt era șef și...
Întotdeauna simți plăcere atunci când partenerul respectă ora fixată. De această dată, capitanul Trotuș era obligat, biletul fiind categoric, ca la orele 20 să fie prezent în casa profesorului Stoian. Aflase de la prietenul său milițian că este pensionar încă de la terminarea războiului, că locuiește singur într-o vilă proprietate personală în strada Siracuza 19 și că nu are alte rude și nici măcar un frate vitreg, cum uneori se mai înregistrează în căsătoriile mondene. Dar despre aceasta și multe altele avea să-și aducă aminte mai târziu, fiindcă punctualitatea se cere respectată. Taximetristul l-a scos din impas și cu grația obișnuită, șoferul l-a invitat pe capitanul Trotuș să-și inaugureze finalul cursei, oprind mașina chiar în fața porții. Neavând ceva mai bun de făcut, a pășit pe trotuarul frumos întreținut ce lega poarta de fier forjat de ușa de stejar masivă a locuinței și a sunat. Zadarnic, în afara unui ecou stins al clopoțelului, altceva nimic. Vag auzea muzică, îi se părea că este vocea Josefinei Baker, interpretând celebra ei melodie Je Deux Amour, cu siguranță redată pe discul de 25 de centimetri al casei Columbia. Și gândind că așa îi trebuie celui care aleargă după vulpi, încercă totuși clanța și constată, nu fără uimire, că ușa era descuiată și cu puțină bunăvoință se putea trece în interior. Da, cu siguranță muzica de aici se auzea. Din interior, a pășit într-un vestibul spațios, în care scaunele cu spătare ajustate l-au cucerit. Motive gotice, cu siguranță stilul Chippendale, ornamente rococo, totul impunea solemnitate, dar și grație. Nimic nu era aici încărcat, nimic nu obosea ochiul. Singur căuta scuze până la apariția stăpânului, care de fapt nu a întârziat mult. Profesorul era exact tipul de om cum se cade, mic de statură, grăsuț, cu o chelie pronunțată, avea încă mersul lager și privirea atentă. Mă scuzați, nu aud bine și soneria asta, mai ales când am muzică. Probabil sunteți capitanul de miliție Mircea Trotuș. Și ofițerul îi arătă legitimația pe care profesorul o studie cu multă atenție și o înapoi, apoi fără grabă. Eu v-am chemat. La vârsta asta a mea mi-este greu să mă deplasez și drept să vă spun, nu știu dacă totuși va fi ceva care să vă intereseze, dar să ne așezăm undeva. Poftiți în camera asta. Și cu pași ușori arătă capitanului o ușă, după care se instalară în fotolii. Trotuș, cât mai discret cu putință, ocoli cu privirea camera. Muzica provenea de la un mag, un Grundig ZK-120, fabricat în Polonia și răspândite cu miile la noi și la care rola ajunsă acum la capăt se învârtea în gol. Frumos, cu siguranță că în urmă cu câteva minute s-au derulat melodiile lui Brassens și Brel, sau poate chiar Aimé Duval, și apoi, în rest, camera era destul de mare, pe perete un singur tablou, care semăna teribil de bine cu masă la Sansucci, de Manzel, despre care capitanul citise că a ars prin 1945. În turnul Friedrichshain, lângă peretele din față, o masă mică, placată cu marmură, iar parchetul era îmbrăcat cu un covor roșu plușat. V-am chemat, capitane, să vă depun o poveste, care mie mi s-a părut a nu fi în regulă. Adică, ce să mai lungesc vorba, mi-am mirosit a necinste. Însă, vreau să vă tratez cu ceva, un coniac, am ceva teribil, un Metaxa 3 stele, original. Zău că face și la vârsta asta mea. Ei, ce zici? Merge, dar puțin, fiindcă... Și bătrânul profesor turnă în două splendide păhăruțe de cristal, ca apoi să continue. În tinerețe am fost profesor secundar și am predat limba română și, așa cum logic face cineva care se preocupă de meserie, mi-am format o bibliotecă.
Am adunat cu grijă cărți bibliofile și mi-am format cu timpul și o colecție reușită de ex-librisuri. Știți ce este un ex-libris? Și fără a aștepta un răspuns, îi înmână capitanului o carte cu coperți negre de piele. Era un volum de versuri plumb, de Bacovia, apărut în anul 1966, numerotat LXVI, deci un exemplar din cele câteva zeci primele, cum se obișnuiește, în tirajul bibliofil al edițiilor deosebite. Examinare sumară, dar niciun semn deosebit, nicio semnătură sau vreo notare. Și totuși pe coperta interioară era ex libris. Ex libris, capitanul Trotuș auzise adesea în ultimul timp. Un prieten grafician se oferise chiar să execute unul pe motiv de filatelie, dar lucrurile au rămas ca la început. Răsfoind, văzut pe coperta interioară un ex libris, executat cu grijă, având două litere, NM, pe fundalul unei bisericuțe de lemn, la care o cruce din pronaos, sfidând regulile, se arăta voit clar și cu insistență. Capitanul se gândi neapărat să citească mai mult și să se documenteze complet asupra ex librisului, când profesorul Stoian, parcă ghicindu-i gândurile, reluă. De fapt, ce este un ex libris? Întrebarea era vădit inutilă, astfel că Stoian continuă. În accepțiunea bibliografică desemnează marca de proprietate, manuscrisă sau tipărită, aplicată pe cărți de către posesorul particular sau o instituție. Ex librisul a cunoscut în timp diverse forme de prezentare, colofon notat de copii la sfârșitul manuscrisului, închinare sau danie, blestem, autograf, pecete, sigiliu aplicat pe pagina de titlu, timbru sec, ștampilă sau sigiliu, etichetă heraldic, supralibros aplicat în legătura cărții, pe copertă sau colțuri și pe cotor. La noi în țară, cele mai vechi ex-librisuri sunt cunoscute din secolul al XII-lea, 14-lea, din epoca formării primelor biblioteci mănăstirești și școlare, fiind renumit cel de pe Tetraevangheliarul din 1502, scris pe pergament din porunca lui Ștefan cel Mare la mănăstirea Putna. În ceea ce privește tehnica de execuție, ex librisul poate fi realizat prin reproducere fotografică, clișeu, tratat linear, autotipic, heliogravură, fotogravură, fototipie, fotolitografie, offset, fotografie, prin scrigrafie, prin litografie, gravură în piatră, prin xilografie, gravură în lemn, plumb, zinc, masă plastică sau prin cealcografie, gravură în metal, oțel, aramă, aquaforte, gravură cu acul, point sash, aquatină, verniz nou, mezzetino, ca și alte procedee mai puțin importante. Să nu te surprindă, dar colecționarii de ex-librisuri organizează periodic congrese internaționale, primul fiind ținut la Kufstein, Austria, în 1953. Adresele realizatorilor fiind trecute în cataloage specializate. În volumul ce îl aveți în mână există un ex libris, probabil al unui colecționar, să-l numim NM. Deși acest lucru mi se pare important. Capitanul așeză cartea cu ex libris, volumul de versuri al lui Bacovia, pe masă și întrebă. Ce mă interesează este faptul dacă acest semn simbolic, bisericuța de lemn, crucea, au legătură cu proprietarul. În toate cazurile, da, nu se pot realiza ex-librisuri personale, dacă desenul nu exprimă o pasiune a proprietarului de carte, profesia, un hobby al său, o credință. În cazul de față, se pare că cel în cauză este preot sau un fanatic credincios. Da. Ca să știm cui aparține, ar trebui să identificăm graficianul, fiindcă tehnica de execuție am descoperit-o, gravură în lemn, multiplicată apoi de autor.
În acest caz, și mă interesează mult, trebuie să aflăm cine a executat exlibrisul, fiindcă, cu siguranță, chemarea noastră aici au, desigur, legătură. Însă acest lucru nu se poate realiza chiar atât de repede. Trebuie să iau legătura cu ceilalți graficieni să ne consultăm, fiindcă, din câte am văzut, nu pare a fi opera unui autor cunoscut la noi. Totuși, documentându-mă, am dat peste însemnări despre cel mai vechi exlibris românesc. Un exlibris etichetă tipărit pe foaie și aparținând doctorului Ion Caliarchi, medicul stolnicului Cantacuzino și al domnitorului Constantin Brâncoveanu. De fapt, și domnitorul Constantin Hangerli a avut un asemenea exlibris. Erau executate cu multă pricepere și migală, așa cum de altfel apar și în aceste imagini. Și profesorul prezentă capitanului Trotuș o întreagă colecție de exlibris, asemănătoare ca aspect cu o colecție filatelică. Ce am urmărit a fost să găsesc perioada când a fost executat exlibrisul pe care vi l-am arătat. Am umblat, cum este firesc, la contemporani. Lucrul nu a fost ușor, deoarece de pe acum sunt înregistrați numeroși graficieni în aproape toate țările lumii. România având de asemenea nume de primă mână. Și începutul am crezut că este bine să-l fac ca cu graficieni români. Și nu am greșit. Am consultat pe cei din capitală, din Brașov, adică tocmai acolo unde sunt cei mai numeroși, și treptat s-a făcut lumină. Verdictul a fost categoric. În niciun caz, exlibrisul respectiv nu aparține unui grafician din cei, să le zicem, consacrați în această artă și care mai sunt în viață. Concluzia a fost cu atât mai greu de însoțit, însușit, cu cât această carte bibliofilă pe care a fost aplicat era o ediție din anul 1966 și, deci, era firesc să cred că exlibrisul respectiv a fost executat în jurul anilor, hai să zicem, după 1960. Acest lucru era imposibil. Nimeni din specialiștii cunoscuți nu știa și nu putea furniza nicio relație asupra autorului. Câteva date însă erau sigure. Exlibrisul fusese executat prin gravură în lemn, cu certitudine multiplicat de autor în tiraj limitat, poate chiar într-un exemplar. Acesta nu are însă o semnătate deosebită, cu toate că în asemenea cazuri trebuie să știu câte exemplare s-au tras, dacă modelul gravat a fost sau nu distrus și, mă rog, cine l-a executat. Și investigația a continuat în acest mod. Drumul nu ducea nicăieri. Și atunci un grafician cunoscut mi-a lansat ideea cum că exemplarul în cauză a fost confecționat special, că de fapt nu este opera unui maestru, ce mai în concluzie nu este de fapt un exlibris, adică nu este ceea ce v-am explicat. Confecționat cu o tematică anume legat de profesia proprietarului sau care se exprime nota de personalitate a titularului. Deci, exlibrisul respectiv în niciun caz nu ne dă informații privind preocupările, preferințele, formația intelectuală, concepțiile și stilul de viață al posesorului. Și dacă nu ne redă nimic din acestea, atunci de ce a fost confecționat? Profesorul ciocni păhăruțul cu coniac și încet, parcă mai liniștit, continuă. Înseamnă că acest exlibris reprezintă de fapt un simbol, o hartă executată cu un anumit scop, în niciun caz pentru autor, mai degrabă pentru cineva căruia îi era destinată găsirea unui mesaj, a unei colecții, poate altceva, și atunci revenim la numărul de exemplare. Categoric a fost tras un singur exemplar, dar mă întrebam, originalul, gravura în lemn, se mai găsește? Poate da, poate nu. Sunt înclinat să cred că nu, fiindcă ce va urma? Poate pentru dumneavoastră va fi o confirmare. Acest exlibris, de fapt, o hartă, reprezintă cu siguranță locul unde este ascuns ceva de importanță deosebită. Și gândurile capitanului zburară fără voie la ancheta în curs, de fapt la acel răspuns căutat de toți.
Deci se cerea să fie găsită bisericuța de lemn și apoi amănuntele se puteau identifica la fața locului. Ghicindu-i gândurile, profesorul continuă. Este limpede. Trebuie să mă documentez și să găsesc acea bisericuță de lemn. Dar la vârsta asta a mea, deplasările... Știam că în Maramureș bisericuțele de lemn sunt răspândite peste tot și sunt descrise, redate cu multă precizie în publicațiile fostei Comisii a Monumentelor Istorice, patronată cândva de cunoscutul istoric de faimă mondială Nicolae Iorga. Trebuie să umblu la arhive, să găsesc bisericuțe și să știi că, din câte cunosc, nu pare o ficțiune. Gravura, chiar executată cu puțină stângăcie, care trece neobservată pentru un nespecialist, redă o lucrare reală. Există riscul că, ca între timp, lemnul să fi devenit orice, deși asemenea monumente se bucură la noi de atenția cuvenită. Cineva a executat acest desen hartă, însă acel cineva nu era oricine. Avea talent la gravură, cunoștea valoarea unei cărți. Știa ce este un ex libris și atunci ideea s-a materializat. Totul a fost excelent. Ce avea de ascuns l-a aranjat cu grijă lângă crucea aceea din pronausă în apropiere și, ca să nu piardă urma, a lăsat mărturie peste generații în semnul de carte. Judecând în acest fel, înseamnă că cel din cauză nu a ascuns acel ceva pentru sine, fiindcă nu avea sens să-și noteze locul ascuns și pentru altul. Și ajungând aici, bănuiesc că răbdarea a atins apogeul. Mă veți întreba, stimate tovarăș ofițer, care este de fapt motivul chemării dumneavoastră? Oare un bătrân are dreptul ca, dezlegând enigme, făcându-și tot felul de presupuneri, să răpească din prețiosul timp al ofițerului de miliție? Nu mai repet. Să-i depene niște presupuse? Ei, nu trebuie pusă niciodată problema chiar așa, tovarășe profesor, fiindcă de foarte multe ori situații destul de grave, uneori care îl încezeau de mult, au fost dezlegate cu concursul și sprijinul cetățenilor cinstiți ai patriei noastre. Atunci să continui. Toate aceste lucruri la care am ajuns de curând mi s-au părut stranii numai atunci când s-au prezentat la mine acum câteva zile o pereche nu prea tânără și care, să spun drept, nu sta chiar bine cu limba noastră. Nu mi-a fost greu să aflu că erau străini, dar acest lucru nu a declanșat semnalul de alarmă decât atunci când m-au întrebat dacă sunt dispus să vând biblioteca, dacă am hărți, desene, că mi-ofer oricât. Capitanul Trotuș aștepta nerăbdător urmarea. O bună parte din cărți, împreună cu tabloul pe care îl vedeți aici expus, le-am cumpărat în urmă cu ani de la profesorul Angel, un bătrân care, într-o perioadă, o ducea cam strâmtorat. De fapt, cele mai multe le-am achiziționat de la fiica sa, o doctoriță sau farmacistă, nu știu exact ce este, Maria Spirescu, care, să fiu sincer, nu exagera la preț. Era momentul suprem și capitanul Trotuș, numai ureche, aștepta urmarea. Sorbit tot păhăruțul și profesorul, înțelegând în anume fel gestul, umplu un altul. Bun coniacul, fac grecește ceva de te unge la inimă. Așa-i, tovarășe profesor, așa-i. Numai la coniac însă nu se gândea capitanul. Și cum vă spuneam, se interesau de toate, dar revenea mereu la hărți, la desene. Măi să fie. Cu ăștia sigur este ceva. A fost suficient ca să mă întrebe câte cărți am cumpărat de la profesorul Angel ca lucrurile să se limpezească. Precis ăștia caută ceva. Trebuie să vă spun, atunci nu am intrat în panică, fiindcă nici nu aveam de ce. Am dat totul pe o întâmplare, deși nu știam de unde aflaseră străinii că în urmă cu ani și mai recent am cumpărat multe cărți de la profesorul Angel și de la fiică sa. Vă spun că a doua zi aproape uitasem întâmplarea, când, căutând un dicționar medical, că de sănătatea mea mai face feste, am dat peste un pachet de cărți pe care mi l-a lăsat Maria Spirescu în custodie, cu rugămintea să le țin, tot în bibliotecă, dar că poate odată mi le va arăta.
fiindcă sunt niște amintiri și în niciun caz să nu le arăt sau să le dau altcuiva. Este mult de atunci? Nu sunt 2 ani, însă ce mă gândesc? Dacă străinii ăștia urmăresc ceva și vă spuneam hărți, desene, oare nu ar fi în legătură cu pachetul? Știam telefonul de acasă al fiicei profesorului Angel și am căutat o zile la rând, dar niciun răspuns. M-am gândit că o fi plecată, că de când într-o seară mă trezesc cu străinii. Nu, adică da, dar era numai doamna. S-au recomandat? Da, însă nu am reținut. Și din nou aceeași discuție. Că sunt amator de o bibliotecă serioasă, că doresc să achiziționeze timbre românești, că plătesc oricât și, deși refuzul nu s-a repetat, insista. Mai mult m-a întrebat dacă și fiica profesorului mi-a vândut ceva în ultima perioadă. Și ca să nu lungesc vorba, după plecarea musafirului am făcut din nou numărul fiicei profesorului Angel și, ne primind niciun răspuns, am desfăcut pachetul, deși comiteam undeva. În acest timp, profesorul se ridică și, luând de pe un raft câteva caiete albe, le înmână capitanului. În pachet erau numai caietele astea albe, nescrise, și în plus cartea pe care o aveți alături, volumul plumb de Bacovia cu acel ex libris interior despre care v-am povestit atâtea. Toate, dar absolut toate, m-au făcut să ajung la concluzia de la început. Trebuia să anunț miliția. Nu v-am telefonat fiindcă prietenul meu, arhitectul Vulsan, cu care uneori joc șah, și-a asumat această sarcină. Dar știți, nu i-am spus despre ce este vorba. Credeți deci că v-am deranjat în zadar? În niciun caz, tovarășe profesor. Vă rog să-mi cedați aceste caiete. Cartea, ambalajul. Dacă este cazul, vă dau o chitanță. Deși să... Capitanul totuși se opri, nu avea rost să-i vorbească despre moartea Mariei Spirescu. Așa că nu spuneți la nimeni nimic și în cazul când străinii vor mai veni, este bine să mențineți aceeași comportare ca până acum. O să trec pe aici peste câteva zile. Aveți aici și un număr de telefon dacă este ceva urgent. Mă sunați și dacă nu sun, lăsați ce aveți de spus celui care răspunde, ca să-i comunice capitanului Trotuș. Și în gândul său, capitanul reținut că trebuie neapărat să apere viața bătrânului profesor, fiind convins că acum vizita nu se va mai repeta decât în altă manieră. Vă mulțumesc încă o dată, tovarășe profesor. Vă rămân îndatorat pentru coniacul grecesc și eu rămân mulțumit că nu v-am purtat pe drumuri în zadar. Era noapte și capitanul nu mai putea să întârzie. Convins că nu are în spate niciun urmăritor, se opri la un telefon public și de acolo dirijă totul. De-abia când auzi la celălalt capăt finalul „da, am înțeles, să executăm”, se liniști și simți cum coniacul grecesc îi încălzește corpul. Era final de toamnă și răcoarea nopții începea de plină. Capitolul 15. În aparență, multe probleme apăreau clar și gândul capitanului Trotuș zbură către locotenentul major Dan Micu, care împreună cu 2 tineri locotenenți din ultima promoție aveau sarcina să viziteze acea bisericuță de lemn, redată de ex-librisul predat de profesorul pensionar Stoian. Totul sau aproape totul a fost real și după o muncă calificată, bisericuța de lemn a fost identificată, dar nu în Maramureș, ci în județul D, într-o mică așezare montană, lângă o șosea care cobora din munți, mergând pe o vale adâncă, al cărui rost nu poate fi decât acela de a strânge apele răzlețe. Nefiind destinată cultului, închisă de ani, ofițerii au mers în tovărășia secretarului Consiliului Popular Local și al milițianului comunei. Pitulată printre copaci înalți, bisericuța avea pridvor deschis, sprijinit în față de 4 coloane simple, probabil pentru a fi curată. Un parapet mărunt de scânduri, marcat cu o strețe, lega între ele coloanele și laturile pridvorului.
Fundația din piatră înaltă de aproape un metru susținea pereții alcătuiți din patru bârne late, încheiate la capete, din care una, cea mai de sus, din fațadă îmbina și grinzile care făceau legătura dintre pridvor și naos. Acoperișul de șindrilă, în pantă repede, este tăiat de un pătrat prin care își face loc turla de scânduri. S-au apropiat cu toții de ușa tăiată în două bârne. Pronaosul mic era despărțit prin două bârne, deasupra cărora erau patru arcade, două de o parte și două de alta a ușii de intrare în naos, de unde se vedea în biserică, sculptată în formă de funie cu un ornament spre interior, avea pe cealaltă parte niște rozete și un grilaj prins de o serie de coloane, din care una era întreagă și apărea pe ea în mărime naturală o cruce, și pe toți sfinții de aici și de aiurea că era copia fidelă a celei de pe ex librisul cu pricina. Și ce a urmat a fost simplu, fiindcă cei doi tineri locotenenți, Victor și Puiu, știau să-și facă meseria. Chiar sub inscripția zugrăvită, dar păstrată încă bine, din mila lui Dumnezeu și din darul Duhului Sfânt, ne-am învrednicit de a mânoit aceste icoane într-această biserică, în zilele acestor oameni, Iutrie Popa Satului, Mariuca, Popa Lup, Marinică, Costan, Buda, Matei, Bud, Ursul, Vasile, Dunea. Găsirea ascunsă într-o săpătură, o casetă metalică bine conservată, cu siguranță de argint. Cu toate că nu aveau rost alte investigații, ofițerii trecură la treabă. Credeai, mă tovarășe Vasile, că o să apară asemenea lucruri pe la noi? Era secretarul Consiliului Popular care se adresase plutonierului de miliție. Păi de, tovarășe secretar, nu prea credeam, dar ce dracu, Doamne iartă, m-au ascuns acolo? Locotenentul major Dan Micu știa cu siguranță ce va găsi. O privire sumară și întocmind procesul verbal, menționa telegrafic, două coli de câte 192 de mărci și una a 200 de mărci, reprezentând pe Alexandru Ion Cuza, fiecare marcă cu valoarea de 5 parale, albastru ștampilate, fiindcă alte amănunte nu avea atunci de unde să le știe. Capitolul 16. Venise ora socotelilor. Ca de obicei, discuția a început în cabinetul colonelului, în consfătuirea restrânsă numai ofițerii. Colonelul avea ochii obosiți, vocea severă și tristă, nu se ridică în picioare când vorbi. Aș dori să înceapă totuși raportul. De acord? Tovarășe colonel, așa cum se știa, am început lucrul pe litoral. O mare parte a enigmei se găsea acolo. Și încă se mai găsește, nu? Se adresa amar colonelul. Și poate chiar finalul. Exprimarea de acum este cea mai corectă. Da, tineri ofițer, am înțeles. Și trebuie acționat cu mult tact și rapid. Orice clipă era prețioasă. Și așa cum s-au desfășurat lucrurile mai târziu, a reieșit că nu ne înșelasem. Măi, Mircea, în munca noastră succesul stă atunci când prevenim răul. Ori restul nu ne dă dreptul la laudă. Bine și așa, tovarășe colonel, deși cu prevenirea nu era numai. În cabinetul colonelului Lazar Nicolae, întreaga echipă operativă urmărea. Locotenentul major Dan Micu intuia că va fi ultima în cazul Spirescu, în acest furnicar denumit de toți Diamante în umbră. Privind la șeful, îi văzu încrederea nemărginită în subalternii lui și acești lucrători gata oricând să depună totul pentru apărarea bunurilor statului, a vieții oamenilor. Tovarăși, poate ar fi necesar, înainte de acțiunea finală, să facem puțină ordine. Nu va fi greu, fiindcă în afară de faptul că fiecare din cei care au acționat în problema diamantelor din umbră sunt prezenți, avem acum aproape toate datele.
în plus suficiente probe materiale. Deci, un omor în orașul A, Maria Spirescu, este ucisă. La autopsie se constată că s-a întrebuințat o otravă puternică din grupa Parathion, că, profitând de faptul că individul a consumat zilnic alcool, sarcina asasinului a fost destul de ușoară. Mobilul crimei cunoștea locul unde se aflau ascunse obiecte prețioase, mai precis timbre rare. Între timp însă, unele valori au dispărut. De ce sunt căutate tocmai peste atâția ani? Iarăși a fost o întrevedere care ne-a dat puțin de furcă, dar care s-a clarificat, pentru că infractorii nu vedeau posibilitatea valorificării prin speculă. De la planuri generale, indivizii lipsiți de orice scrupul au trecut la fapte. De ce este ucisă totuși Maria Spirescu? Putea foarte bine să primească partea respectivă din bani și lucrurile ar fi de curs normal. Dar ea nu vrea să cedeze nimic, nu dorea să împartă cu nimeni. Poate că se gândise singură la valorificare. Dacă nu, cu certitudine, punctul acesta de vedere a fost fatal Mariei Spirescu. Fiindcă noi știm că Maria Spirescu ne-a anunțat. Știm noi, dar ceilalți nu. Și de aici, cuiva i-a venit ideea. Maria Spirescu reprezenta o adevărată mină de aur. Sute de mii de lei, valută, timbre foarte rare. Însă șmecheria cu timbrul lipit sub un altul pe o banală carte poștală nu a fost ingenioasă și deci a fost ușor descoperită. De unde poseda ea toate averile astea? De la tatăl său, profesorul Angel, cel care, înhăitat cu hitleriștii, a furat în mod criminal avutul unor cetățeni persecutați de fasciști. Dar Maria Spirescu mai avea o soră, Penina. Vitregă sau nu, contează mai puțin. Călugărița și Natalia, soția profesorului, nu le-au dat mare atenție și nici nu le-au copleșit cu prea multă dragoste. Amândouă îl iubeau pe profesor, și călugărița și Natalia. Prima poate mai puțin dezinteresat, a doua însă pentru avere, cum s-a și întâmplat de altfel, însușindu-și-o, cât anume. Exact nu se cunoaște, însă nu prea mult, fiindcă în afară de ceea ce noi am găsit la Maria Spirescu, restul a fost fie valorificat, fie că se află la noul domiciliu al Nataliei din C, fie înstrăinat de către decedatul doctor Irimescu. Și cum Nina era sora Mariei, ce s-a gândit aceasta? Venind în țară, nu i-ar strica să-și rotunjească puțin contul. În ce mod? Transferând peste graniță timbrele, poate chiar ceva mobilier vechi. Însă socoteala făcută în străinătate aici s-a dovedit chimerică. În ziua când sosește, Nina constată moartea surorii vitrege, Maria Spirescu. Vă amintiți ce ni s-a raportat de la crematoriu? La aflarea vestei, mai degrabă s-a bucurat. De ce? Nu pentru că putea să intre mai ușor în posesia bunurilor, ci pentru că își dădea seama că sora sa reprezenta un pericol. Lucrurile, deci, se precipitau. Se cerea urgență, acțiune rapidă. De unde era Nina la curent cu toate? Bineînțeles că prin doctorul Irimescu, vechi cunoștințe. De fapt, Irimescu era puntea de legătură între Nina și Maria Spirescu pentru aranjarea transferului de valori. Ne-a sugerat această pistă chiar dezvăluirile chelnerului din A, acel bătrânel care a reținut o convorbire aparent banală. Până atunci știam de ce și cu ce a fost omorâtă Maria Spirescu. Nu știam de către cine. Logic ar fi fost, exceptând-o pe Nina, să-l bănuim pe doctorul Irimescu, ca să intre în posesia timbrelor, să le păstreze la dispoziția sa. Dar era periculos totuși pentru el, căci de existența acestor lucruri știa Nina. Atunci, mă urmăriți, tovarăși ofițeri? Da, tovarășe colonel, suntem numai urechi. Să lăsăm concluzia fără concluzie. Să urmăm o altă pistă. De toate acestea nu știau însă numai ei. Mai știau poate și administratorul Tudor Mincu, fostul felcer de spital, paznicul Mocanu Cornel,
fostul farmacist și femeia de serviciu, Popa Valentina, fostul director al spitalului, doctorul Dan Georgescu. În plus, Natalia Angel, Nina Miller, soțul acesteia, dr. Lirimescu. Deci, în afara celor bănuiți inițial, oricare din ei putea să o omoare pe Maria Spirescu. Pentru Jaf, clar, clar, tovarășe colonel. A trebuit să umblăm pe multe piste și să căutăm pe cea mai concludentă. A durat puțin, s-au făcut eforturi mari, dar pe cine trebuie să speculăm? Micu și Trotuș fac zeci de presupuneri, unele verificate ca bune. Între timp însă doctorul Irimescu moare. Mai precis, este ucis. De cine? După toate aparențele, de o femeie identificată de oamenii noștri. Dar atunci când ar fi trebuit nebăgată în seamă, cum a fost posibil? Se cunoaște acum? Doctorul alcoolizat, timorat, urmărit, fusese o victimă sigură. Nu va aduc reproșuri, fiindcă nu se putea bănui finalul dramatic. Însă trebuia să vă dați seama că Nina știa ceva, că tocmai de aceea l-a pus în gardă pe Irimescu. Dar doctorul nu era fricos și nici nu prea l-a interesat. N-a luat în seamă. El se temea de noi, nu de aliații săi. Să mergem mai departe. În alt loc, tot pe litoral, un ofițer al nostru și inginerul Grigore petrec ceasuri minunate împreună și acesta, sincer, ne spune destul. Mai departe, deci, Nina venise în țară să ia valorile, află că Maria Spirescu e ucisă, știe cine sunt asasinii, dar nu mai poate interveni, fiindcă, vă amintiți de mărcile găsite de locotenentul major Dan Micu, sunt emisiuni veritabile, așa cum au stabilit experții, din anul 1865, luna ianuarie, ziua 9-21, din timpul lui Alexandru Ioan Cuza, purtând în oval legenda Poșta Română pe verticală și Franco jos pe orizontală, valoarea scrisă în litere 5 parale, iar în cele 4 colțuri valoarea în cifre, hârtie obișnuită la o coală și vărgată la alta. A slujit litografierii mărcilor la Lito S. Sander et Company, București. Tiparul colorat, respectiv albastru, iar mărcile nedantelate, ambele coli fiind obliterate. Au la cotele actuale valoarea de 2000 de lei fiecare, deci cam aproape 800 de mii de lei. Și dacă ținem seama că sunt în coli, valoarea acestora este incomparabil mai mare. Deci, stimați colaboratori, iată ce caută musafirul nostru Miller și frumoasa sa soție Nina. Dar planurile lor au fost dezvăluite la timp. Deși surori, Maria Spirescu a preferat să ne avertizeze pentru ca valorile să rămână acolo unde au fost create. Bine, tovarășe colonel, dar de unde a știut Miller că secretul ascunzătorii după moartea Mariei Spirescu se află la profesorul Stoian? Asta a constituit și pentru mine și capitanul Trotuș o enigmă la început, pe care însă am dezlegat-o repede. Profesorul Angel era foarte meticulos, în plus își nota toate, inclusiv la cine a vândut cărți, tablouri, lucrări de artă, caiet pe care de altfel îl avem acum luat în urma percheziției bagajelor simpaticilor noștri turiști. Așa că adresa a fost ușor de găsit. Cât despre legătură cu Maria Spirescu, o să avem acum nițel de furcă, dar ne vor ajuta și oficiile pentru ocrotirea patrimoniului cultural național, recent înființate. Cât privește pe Miller, în afara unor icoane pe sticlă luate prin vicleșug și despre care ne-au sesizat la timp, nu am găsit alt cap de acuzare. De altfel, la eliberarea ordinului de percheziție dat de procuratură, mai știm că aceste icoane sunt falsuri, așa că, dar un mic concediu la noi, nu-i strică. Urmarea vine perfect. Inginerul Grigore face bine că mărturisește ce crede, dar concluzia nu apare. Știm ce urmăreau fiecare, ce interese îi legau pe toți, dar cine a pus mâna pe o parte din valori? Cine a omorât-o pe Maria Spirescu?
Aici au rămas neclare punctele. Iată însă că, la interogatoriu, o fotografie este recunoscută de toți. De fapt, este singura imagine la care duc toate firele. Merită să-i dăm atenție. Merită, desigur, dar trebuie să fim foarte atenți. Fiindcă, așa cum merge ancheta, este posibil orice. Până acum, lucrurile decurg normal. Nu mai moare nimeni. Nu apar alte aspecte. Inginerul Grigore, casa profesorului pensionar Stoian, sunt atent supravegheați de oamenii noștri. Ceilalți unde se găsesc? În orașul A, trăiesc împreună. Popa Valentina, Mocanu Cornel, Mincu Teodor, la București alții, cât despre Miller, adevărata ușă de biserică, exceptând cele pe care vi le-am comunicat. Nimeni în fond nu a declarat mare lucru, nici măcar să revină la declarații, exceptând cazul inginerului. De ce? Pentru că atunci fiecare a mințit, se cunoșteau și fiecare bănuia că acolo s-au comis fără de legi. Fiecare din ei avea un trecut dubios, care trebuia ascuns. Se temeau de pedeapsă, se temeau de faptul că declarațiile lor vor fi verificate, că vor ieși la lumină altele și altele, fiindcă și în zilele noastre ei se îndeletniceau cu mici învârteli. Mincu mai făcea pe doctorul. Vara se întâlneau în stațiune și înșelau pe cei veniți la odihnă. Cum? În diferite feluri. Lucruri din pachet trimise de Nina, medicamente, consultații savante, lucruri mai bune la vile. Bineînțeles, până le-a venit ideea valorificării în străinătate a timbrelor. Dar nu am lămurit cine a omorât-o pe Maria Spirescu și pe doctorul Irimescu. Vă spuneam că lucrurile erau pe cale să se liniștească, dar oamenii noștri ne anunță că paznicul Mocanu a dispărut. Dispărut pur și simplu, fără urmă. Cei care îl supravegheau nu au putut da nicio relație, iar noi, pentru asta, suntem aici să procedăm în așa fel încât... Capitolul 17. Apartamentul Nataliei Angel se afla într-un bloc frumos de piatră, orientat cu fața spre Marea Magistrală a litoralului. Când grupa operativă a ajuns, totul părea la locul lui. S-a hotărât să urce locotenentul major Dan Micu. Era inutilă o intervenție ferită, deși se căuta să nu se creeze discuții printre locatari. Au sunat lung, dar niciun răspuns. Tovarășe capitan, ușa era descuiată. Au intrat într-un hol destul de mare. Erau numai ochi și urechi. Ce liniște! De timp cimitir! Fii atent, Dan! Pregătește pistoletul. Cine știe? Micu deschise cu atenție ușa spre camera din mijloc. În același timp, un glas pierdut sparse singurătatea. Ați învins! Prudența cerea mare atenție. Întins într-un fotoliu se aflau Mocanu Cornel. Aici sunt. M-a surprins cum de nu mi-ați dat de urmă până acum. Dar pe Natalia nu mai prindeți. A plecat. A plecat pe un drum fără întoarcere. Cum de altfel am să plec și eu în curând. Boala asta afurisită, cancerul ăsta, m-a dat gata. Glasul ei devenea tot mai stins și tărăgănat. Eu am ucis-o pe Maria. I-am luat totul. Îmi reușea întocmai planul dacă nu interveneați voi. Dacă nu reușeați voi singuri, n-aveți grijă, dar parcă toată lumea era cu voi. Și doctorul Irimescu, pe el l-a dat gata Natalia. Nu ținea la el. Cu mine vrea să treacă dincolo, dar n-am avut parte, n-am izbutit. Dan, locotenentul major, a tresărit. S-a gândit cu siguranță la același lucru. Natalia a plecată. Repede, ăsta să fie dus la spital, dar am o presimțire sumbră. Natalia s-a dus la profesorul Stoian. Speră să găsească acolo totul. Când deschise clasorul, un album plin cu timbre adevărate diamante, mâinile profesorului tremurau. Cu greu își potriveau ochelarii și murmurând admira bogăția adunată din toate unghierele lumii. Prinți decedați, faună și floră, sute de mărci cu chenare volatile, cu zimți poetici, reproduceri din tablouri celebre, îi produceau fiori.
Erau miniaturi în cele mai diverse culori, având colorit în alb, brun gălbuie, albastru, cobalt, carmin, liliachiu, galben oliv, negru violet, roz portocaliu, verde de mare. Colecția nu era valoroasă și nu era alcătuită după criterii științifice, fiindcă și aici o anumită ordine și are rostul ei. Dar bătrânul profesor ajunsese să fie obsedat de gândul de a aduna cât mai mult. Începuse să strângă cărți, apoi să le selecteze, să caute ediții bibliofile, apoi tablouri și câteodată, în ultimul timp, aproape continuu să adune timbre. Le căuta cu migală, cu pasiune și pentru nimic nu le-ar fi înstrăinat. Acesta a fost de altfel și motivul pentru care a apelat la ajutorul miliției, convins fiind că suspiciunea va avea temei solid. Și după întâlnirea cu capitanul Trotuș, bănuiala a devenit realitate. Intuiția sa nu a dat greș, era mereu frământat. Fiind într-o continuă încordare, ajunse ca și suprema plăcere de colecționar să fie umbrită. Starea de așteptare, într-un fel adevărat chin, îi producea insomnii. Luă un calmant, apoi altul și treptat totul fu cuprins într-o plasă de întuneric. Și liniște, mai ales liniștea, îl îngrozea. Nu putea să se dezmeticească și gândurile îi veneau greu. Deși încerca să judece, nu era în stare. Parcă avea mâinile și picioarele legate. Ideile nu se înlănțuiau. Capul îi vâjea. Trupul îi era cuprins de tremur. Setea-i uscase gâtul. Frigul îl înțepenise. Auzea ca prin vis chemarea telefonului. Oare cine să fie? Miliția sau străinii aceia care vor să pună mâna pe colecția sa? Acum făcea eforturi disperate să se apropie de telefon. Avea impresia că mâinile îi se umflaseră, că articulațiile îi crescuseră. Orice efort era un junghi de durere și un cumplit sentiment de neputință. Un singur gând îl domina. Cu orice preț trebuia să ajungă la telefon. Dacă îl căuta capitanul Trotuș, trebuia să răspundă că este prezent, că nu a apărut nimic nou. Dacă nu era însă capitanul, erau gânduri învălmășite și lăsate fără răspuns. Întunericul se lăsă complet. Ideea de timp dispăru. Ceasul putea fi cât o zi sau cât o secundă. De afară nu răzbătea niciun zgomot. Numai capul îi vâjia, ca o mașinărie defectă. Febral făcea să gândească încălcit. Telefonul amuțise. Nu a știut cât a durat starea aceea de necunoștință. S-a trezit, lucid, zdruncinat de febră. Dintr-o dată a întrezărit în vestibul vag o lumină, probabil de lanternă, o fâșie îngustă, anemică, galbenă, și pași, pași ușori care se apropiau. Întrebările reveneau. Necunoscutul sau necunoscuta s-a apropiat, luminându-l la față. Dorm, profesore, dorm. Ce păcat că nu mai era tânăr. Acum era momentul. Fulgerător îi putea aplica o lovitură, una și cu ajutorul piciorului, apoi așa numitul maegheri, și în câteva secunde totul ar fi devenit liniștit. Dar la vârsta asta, nici vorbă. Nu mai putea fi sigur de renumita figură Suriaghe, aplicată de-a lungul feței adversarului. Trebuia să aștepte liniștit. Ei, profesore, nu răspunzi? A venit momentul să discutăm altfel. Serios, nu am timp să aștept. Vreau să-mi dai repede tot ce ai luat de la profesorul Angel, de la fica sa. Tot, absolut tot. Auzi? Capitanul Trotuș primi apelul prin radio. Era înștiințat că o femeie s-a strecurat în locuința profesorului Stoian. În drum spre strada Siracuza 19, se întrebă dacă nu cumva o mică greșeală, o întârziere a ofițerului va face ca profesorul să... dar alungă gândurile sumbre. Restul a auzit în raportul locotenentului de miliție Tomescu. Când am deschis ușa, profesorul mă privea cu ochii dilatați. Pumnalul aruncat spre noi de Natalia Angel nu și-a nimerit ținta. Somată, Natalia nu a mai făcut niciun gest. Vă mulțumesc, s-a auzit și vocea slabă a profesorului. Afară cădeau lin primii fulgi, așternând peste pământ un covor alb de mătase sclipitoare.
Sfârșit.